Noua modă nu mai sunt pătrățele. Noua modă este sănătatea. Iar sănătatea nu este cu pătrățele. Peste tot în săl nu se mai vorbește vreau pătrățele. Cum fac să definesc scopul, astfel încât, atunci când mă duc la sală, să nu dau la perete? Bun. Aici vine, în primul rând, se calculează simplu, greutatea ideală. Înălțimea în centimetri la bărbați, da. minus 105, da. adică da. ai un 80 minus 105, 75, plus, sau minus, dacă vrei, depinde de ce dorești, 10%. Știi care e definiția antrenamentului? Aplicare de stimul stresant asupra sistemului nervos central okay. pentru a perturba homeostazia. Homeostazia e condiția fizică, starea ta naturală, pentru a deranja okay. să o creștem. El nu percepe serii, repetări, pauze. El percepe mesaj. Mesajul are o, eta o etapizare în felul următor. Mesaj. Prima săptămână, a doua săptămână, repet mesajul identic. A treia săptămână, repet mesajul identic. Repet timp de 4-6 săptămâni, același lucru. Nu crezi greutățile, nu modific nimic. Mm -hmm. Pentru că în momentul respectiv, sistem nervos central, preia mesajul, prima oară se bulversează, ceva nou. A doua oară, integrează mesajul. A treia oară, îl identifică ca fiind noua identitate. În partea 4 stimulează metabolismul pe care îl ceri, creștere sau slăbire. Abia după 3 săptămâni el îți oferă metabolismul cerut. În a patra performează și în a cincea și în a șasea. După 6 săptămâni trebuie să-i dai pauză, nu corpului, sistemului nervos. Scazi tot ce ai făcut, ștergi, scazi tot la 20%. Și o să vezi că mulți oameni în săptămâna a, 6 -a nu pot împinge cât împingeau în săptămâna 1. Și zice, am scăzut. Nu, au obosit corpul. Sunt trei valori, de fapt. Rezultate, tot ce faci trebuie să aibă un rezultat. Perseverență, ca altfel nu obții rezultatul. Și rezistență la stres. Sunt cei simplu pe care... Na, în business. După care s-a văzut și în viața privată. Nu ești surat. Ba da. Și te-ai rătăcit-o ca mine? N-am rătăcit-o, nu o port. N-am portat-o din prima zi. Mergem Bine, cu? Hai. Bine, a treia zi. Deci, am intrat în sat. A, ah, da. Și se rodea și după care m-am obișnuit. Dar la evenimente și astea o pot negreși. toți.. Normal. Ok. N-am mai. Iar Da, mergi la sală. <laughs> Hard worker. Știu, chiar un client are din două forme. Și le pune pe perva și le uită tot. Eu sunt ala. Și el sună în știi, vină și ia-ți sau le trimit cu Uber. Așa dublez valoarea după, după, câteva uitări de genul ăsta. Depinde unde este. Florin Curba, bine Mulțumesc de invitație. Ești uh, six uh, de copertă de Men's Health. Da. Deci dacă bărbații ar avea o, o, revistă din asta de fashion, ar fi Men's Health, nu? Păi este singura dreptate bărbaților, Men's Health-ul. <laughs> Dreptatea bărbaților? <laughs> îndreptate. A, îndreptate. A, a, îndreptate. Îndreptate. Okay. Okay. Deci, uh, deci, practic, femeile au revise Health. E. Au și Woman's Health. Da, dar au și el. Au el, au mai multe. Dar la. Dar noi nu avem o revise de fashion la bărbați. Noi avem o revise, ne și atât. Asta e standardul și Everestul în același timp. Dacă ajungi să e. urci pe copertă care de cel mai multe ori sunt impuse din e, evident. Nava Mamă, e un achievement eu l-am văzut ca pe un Everest când am reușit. Adică a fost așa o Dar mai, mai sunt alte reviste în afară de astea? Nu. În piața noastră și nici ea nu mai este la ora actuală. O, este așa. un uh, viitor scop al meu. Dacă o să reușesc, aș aduce-o înapoi. În editura care o aducea probabil business-wise era sub formă de print, dar în mediul online nu aveau putere să împingă lucrurile. Au îngropat-o. N-au mai luat licența și... De deci gata s-a dus. Ea s-a... Da, s-a retras de pe piață, deocamdată. A mai fost vreo copertă după tine? Au mai fost în anul ăla vreo șase și după care în 2020 s-au retras. Dar erau de mult, de 10-20 de ani. Evident. Erau de mult la noi. În anul ăla a păi, fost... Eu cred că, cred că s-a stricat treaba la ei acolo. După cea, fiecare copertă era ceva de genul cum să scap de grăsimea de pe burtă? O să ai six pe când, șase săptămâni. Da, lângă mine era o, o, un text, află secretele sexuale. Și toată lumea mă întrebat Florin, alea sunt și zic, băi, nu, stai un pic. E, e o copertă ca rezultat al unei metode pe care o lansase Manuela. Ah, da, aia cu 11. Da, 11 a fost un proiect care, dacă o să avem așa un pic Nu, să... nu, 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 vorbim după aia, dar zi, to -o zi de copertă, <laughs> că sună mai bine. Erau cu Află-i secretele sexuale și în prima <laughs> zi, cred că am primit mesaje doar pe tema asta. Zic, stați așa, că nu e despre mine? Era chiar lângă mine, eram eu și Află-i secretele sexuale. Cred că a fost pus, na, da. strategic. Acum, dacă îmi permiți, nu că aș avea eu, dar m-am uitat pe copertă și tu arătai a bărbat normal pe copertă, a față de alții pe care am mai văzut pe coperți. Uh, Sixpack Six-pack întotdeauna nu este ceva sănătos, în primul rând. De aici plecăm. Da, e frumos? E frumos, este estetic, dar nu e sănătos pentru că tu obții six-pack-ul, dar ca să-l păstrezi, este o luptă continuă, iar asta se traduce într-un stres imens asupra stelului nervos. Și el, la fel ca și corpul, obosește. Dacă eu 6-8 săptămâni încerc să-mi păstrez six-pack-ul ăla, ajung într-o supra-solicitare sau supraexcitabilitate Și încep să nu mai ai răbdare, să uh, ai dezechilibre hormonale sau mai știu eu ce, să nu te odihnești noaptea. Cât de ce? Te gândești numai la six-pack sau ce? Nu. Practic, tu trebuie să rămâi într-un aliniament continuu alimentar. Și six-pack înseamnă doar deficit caloric. În menținere, niciodată nu mai ești la fel de definit. Una este să ajungi și să faci deficit caloric și să te da. antrenezi, și în menținere tu trebuie să echilibrezi nivelul de apă, că tu un Six-Pack nu ai același nivel de apă în corp și știm cu toții că dacă ai pierdut 3% din hidratare, din nivel de hidratare, deja ajungi în mari dezechilibre mm -hmm. emoțional, fizic și așa. La 4% te duci da. în. Uh, nu știu, amețești și chiar leșini la 5% te îmbrăcăm. Definitiv. Da, te spunem costumul și... Deci mă uitam la poza ta de pe copertă Așa. și tu arătai a, a un, un tip normal de 40 uh -huh. care merge la sală da. și se întreține. Uh -huh. E un six-pack acolo, dar sigur nu-i de show. Nu este de show, nu este de scenă, este un six-pack de stil de viață de vară l-am numit eu. Adică eu dacă vreau vara să am six pack, îl pot face în 11 săptămâni. Că de și făcut programul de Metoda, da. Dar uh, acolo erau și multe alte secrete. În cazul uh, de față al meu, eu vorbesc 11 săptămâni la client. În cazul meu, în 14 zile. Dacă, vrei să, dacă, dacă, ai concediu... Dacă dorm, cum trebuie... Nu, nu, stai puțin. Dacă tu știi că ți-e concediu, zicem, pe 15 iulie. Da. Pe 1 iulie intri în in sală, Intru... că știi că te să nu, sunt în sală. Oricum tu faci sport. Dar sunt a. 14 zile în care trebuie să aduci niște antrenamente specifice. Eu le numesc de a elimina zahărul din mușchi. Ok. De o hidratare slash deshidratare. Adică nu o să dezvolui multe, dar vreau să dezvolui asta. Se bea în jur de 8 litri, 9 litri de apă pe zi ca să forțeze evacuarea apei vechi. Noi reținem apă în corp pentru că nu suntem hidratați în mod normal. uh mm -hmm. și mult sărat. Și, la un moment dat forțezi evacuarea, într-adevăr mergi la toaletă de în jumate în jumătate de oră sau chiar mai rapid și după 4-5 zile începe celula să ia apă din corp și se hidratează, dar tu nu mai ai apă în restul corpului, ci se duce doar la celulă și restul ești foarte definit. Și undeva acolo, în a 7 zi, apar antrenamentele agonist-antagonist. Ce înseamnă asta? Un mușchi în față, unul în spate. Aduci mult sânge în zona asta și acid lactic și folosești acidul lactic pe post de energie. Și el, practic, nu-l mai lasă să stea acolo și să iasă prin odihnă, ci iese prin antrenament. Îl folosește și se consumă mult până ajunge mușchiul la două variante, striere sau definire musculară. Depinde ce vrei. Că striere... Le vreau pe vre vre amândouă. Tehnici și arată tec mai mâine, adică mai câștigat. <laughs> Sunt tehnici diferite. Dacă vrei striere, ai niște lucruri de făcut alimentar, carbohidrați, 50 da. de grame până la 16, că, 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 că. Dacă vrei separare musculară, să se vadă mușchiul cum trebuie, ai alte tehnici. Mă uitam la coperta ta Da. și cred că aia de la Men's Health, dacă mergea pe strategia asta, să mai pună câte câțiva milimetri de grăsime la fiecare copertă, și mai bine. ajungeau mai bine, că începea lumea să zică, hai mă, că pot și eu. Uite, tu aduci acum în discuție un subiect actual. Nu era atunci în 2018, exact. 2019. Atunci era toată lumea, trebuie să avem pătrățele, că asta înseamnă să răzbine. Acum, noua modă nu mai sunt pătrățele. Noua modă este sănătatea. Iar sănătatea nu este cu pătrățele. Peste tot săl, nu se mai vorbește vreau pătrățele. Serios? Da, se vorbește despre, ok, dacă se vede puțin așa, dar nu foarte agresiv, e bine, mă simt bine, vreau să fiu sănătos. Cumva piața se educă, cel puțin în unde mă, mă desfășor eu. Că mă gândesc că și în restul țării lucrurile stau un pic mai, uh -huh. nu știu să zic exact, deși merg la cursuri, îmi dau seama că încă bărbații nu fac antrenament de picioare femeile mai puțin pe apărba, deși tot așa încă mai există miturile vechi. Cu Johnny Bravo. Da. <laughs> Dar în București, cel puțin, lucrurile chiar, am avut acum o săptămână în discuție pe tema asta. Noua modă nu mai sunt pătrățele, ci este sănătate, un stil de viață sănătos. Cum mers la sală, fără radicalități, fără nimic și chiar am fost plăcut surprins, pentru că într-adevăr mesajul ajunge. Dar ce spanac mai e sănătos, Florin, pentru că E foarte ușor să trigărești oameni. Eu deja, știi cum, am în minte o întrebare de vreo 2-3 minute și mi-e e jenă să-ți o adresez. Ziua. Nu, dar eu sunt deja, cum să zic, eu sunt împușcat la fazele astea, nu mai zic încă o dată. Oricât de bine intenționat ai fi, e foarte ușor să deranjezi pe cineva. Așa că aduc oamenii mai deștepți decât mine, care lucrează cu alți oameni. Spune-mi tu ce e sănătos. Mm. Cum arată un om sănătos în 2023? Chiar am avut și un seminar pe tema asta. Sunt, în fapt, patru și 5, chiar al 5, a cincea component. În primul rând, totul pleacă de la hidratare. Toți suntem, 95% suntem deshidratați. 2 litri de apă nu mai sunt necesari, pentru că noi zicem, da, beau 2 litri de apă, dar dacă îți faci o în 7 șapte zile circular să te uiți, tu nu depășești 2 litri de apă și este insuficient în momentul de față. Eu am și 4 litri, și 3 jumate, și 5, dar nu scad niciodată sub 3 litri, 3 litri jumătate. Asta este primul loc, primul lucru. Și sănătatea stă în hidratare. Primul pas care vine, orice client care vine la mine, măsurăm apa, hidratez omul în 7-9 zile, deja scade automat din țesul adipos și 2 kg. Efectiv, inflamația din corp scade, că noi suntem inflamați, asta e primul prag, hidratare. Asta e primul lucru și cel mai important. Al doilea, odihna o componentă esențială. Degeaba uh, vreau eu să fiu un bărbat uh, să arăt bine, să am energie să se vadă atitudinea mea, pentru că se vede și în atitudine dacă ești obosit, dacă ești stresat și așa mai departe, se vede. Vrem, nu vrem ea se vede. La bărbat se vede imediat? Nu știu, la femei, dar da. Păi ele se mai machează, mai maschează da. bărbat. ele pot masca cumva. Spre exemplu, da. mă uitam la o, o prietenă Uh, avea da, și hai. machiaj, avea și ochelarii pe ochi. M-am uitat așa prin ochelari și am văzut ochi un pic sticloși, așa roșii și zic, mă, tu ești obosită. De unde știi? Ce a încercat să mascheze. Da, da, da. La femei se vede pe corp imediat retenție de apă puternică, pielea de portocală, cum se zice. Dar asta se, asta se datorează în principiu deshidratării. Este primul lucru pe care îl okay. face corpul. Se blochează și își rezervă sau își păstrează, își stochează aceste Uh, uh, lucruri sub formă de țesut adipos pentru da. a supraviețui. Dacă îi dai apă 4-6 zile, un pic mai mult decât normal, 4 litri, 4 jumate pe zi, după 4 zile, chiar dau un challenge uh, fetelor de acasă, femeilor, să facă asta, 4-5 zile de 4 litri, 4 litri jumătate de apă. După 4 zile, bea o gură de apă, lasă sticla jos, are gura uscată. Începe procesul de hidratare. Este foarte deștept corpul. Asta e primul lucru. Al doilea, odihna de care ziceam... A, aș mai face o paranteză. Ce spui tu acolo uh, sună ciudat până când nu mai e. Pentru că dacă noi trăim într-un mediu în care nu bem destul la apă, corpul zice, bă, sunt în deșert, trebuie să țin apa. Corect. Nu? Da, bă, asta face corpul. Uh, dacă magazia de masă musculară e limitată, magazia de țestat de post este nelimitată. Și el stochează acolo, în, începând de la. De, în momentul când ești deshidratat de apă, el stochează și nutrienți și orice, indiferent că e sănătos Deci sau nu. De ce face corpul? Protecție. Astea? Pentru că el de nu astea. are un ciclu constant, mic de jum prânz, în apă constantă și așa mai departe, încât să zic, ok, nu păstrez nimic pentru că eu primesc. Dar tu că nu-i dai și s-ar mese și uiți să bei apă și nu te odihnești și bași cafeaua din prima, care știm cu toții care are un grad de deshidratare, la prima oră cafeaua, nu pot fără cafea, toate astea, Duc într-o deshidratare, oboseală, și apare inflamația, blocajul. Aha. Și de asta eu plec cu, cu hidratarea, primul lucru. A. Dacă asta am rezolvat-o, apare punctul 2. imediat, într-o săptămână, văd 2 kg lăsate jos de corp pentru că el scade inflamația. Primește Corect. apă, renunță la țesutul de protecție adipos. Mm. După care, odihna. Nimic nu se întâmplă cu corpul dacă nu îi dăm odihnă, iarăși. Asta e un lucru esențial. Nu caut orele anume de somn, personalizarea pe care o fac eu de-a lungul anilor, diferam oameni care lucrează pe fusorar american și totuși au rezultate. Pe mine mă interesează calitatea somnului. Dacă reușești okay. în șase ore să atingi acel deep sleep, toată lumea vorbește despre el, de 3-4 ori ai un somn de calitate. Uh -huh. Dacă tu seara elimini chiar și un ceas, un led din cameră, da? Ce înseamnă asta? Uh, noi când avem senzația de somn, practic creierul, sistemul nervos secretă o melatonină. Asta toți o știm. Te uiți să vezi că ai dormit de sleep. Caut somnul să-ți să, să scorul. Că eu, 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 dorm cu ceasul tot timpul. Așa tu zi. A, așa. Uh, dacă... Nu știu mai știu unde rămăsesem, că mă gândeam dacă acum... Scoți dacă scoți ledurile. Dacă scoți ledurile. dacă lași leduri în cameră, chiar și o mică lumină, se inhibă secreția de melatonină, hormon responsabil cu senzația de somn și calitate. Am dormit cam puțin noaptea asta, 7 ore și 10. Nu asta, mă interesează calitatea. Good, good. Deci și într o zonă Ierti. bună. Ai uh, light și deep sleep, awake, vezi că ai fost treaz pe anumite ore, rapid eye movement, iarăși ok. Dar ai avut uh, somn deep. Doar aici, la început. De. Și un pic aici. Uh, puțin cam, el zice good, dar uh, nu este suficient din punctul meu de vedere. Am observat că dorm mai uh, puțin bine după un antrenament mai intens. E normal. Și asta este... Ieri, ieri am tras tare. Ce ai făcut? <laughs> nu prea povestesc, dar hai. Ai cât zic. Da, poți să nu zic. Kickbox. Kickbox. Și, Și forță bine. după. Uh, la ce ora? Dimineața, la Messi. Eu fac dimineața, la, merg la sală de pe la 9 la 10 jumate. Pai ca și ora e bine, că tu până seara ai timp să liniștești procesele Da, dar fac deja de aproape 2 ani și simt nevoia să mai rup un pic ritmul mm -hmm. și am mărit intensitatea. Aici e o discuție foarte avansată. Mă plictiseam deja, devenit să așa linier. <laughs> Astăzi am postat ceva cu plictiseala. E ca la mâncare, știi? Mai vreau și o să diversific. Mie îmi place asta, tipologia englezească, keep it simple. Aha. Atâta timp cât funcționează, nu strica nimic. Dacă ție ți creează o stare de bine și știi că ai bifat antrenamentul, ți-a adus pentru ziua aia ceva corpului tău, de? nu schimba. Da, e starea de bine de după antrenament, mai ales în, da, în prima perioadă. Te pleci de acolo cu toate endorfinele, serotonina, okay. toate alea. A, forță, forță, forță. Dar după o vreme pleci un pic obosit și nu mai pleci cu același optim, pentru că corpul deja a început să recunoască efortul. Uh, hai să intr în zona de ciclizare, dar este un cuvânt prea mare, asta se folosește în performanță. Să zicem uh. în zona de frecvența sesiunilor de antrenament. Odată cu, mă pun pe mine, înaintarea în vârstă, că am 40, dacă la 30 de ani făceam 5 antrenamente pe săptămână și mă refăceam în 24 de ore, Așa. la 40 de ani Bine, la 37 am trecut la luni, marți, joi, vineri. La 40 nu mai pot. Pai luni, miercuri, vineri și cam atât. De Eu e... nu mă mai refac în 24 de ore. Iar frecvența. Am observat asta. Da. Frecvența de antrenamente este dată de capacitatea organismului de a se reface, nu de dorința lui. Tu poți fi odihnit fizic. Dar sistemul nervos, că eu pe asta bat de ceva timp. Știi care e definiția antrenamentului? Aplicare de stimul stresant asupra sistemului nervos central okay. pentru a perturba homeostazia. Homeostazia e condiția fizică, starea ta naturală, pentru a deranja okay. să o creștem. Păi Stare da. de bine și așa mai departe. Păi trebuie să stresezi pe cineva ca să facă o schimbare. Exact. Acel stimul stresant, că aici e altă discuție, dacă nu este aplicat, progresiv, și asta aici apare primul principiu, progresivității sau supraîncărcare progresivă. Dacă nu e aplicat progresiv și tu te duci la un antrenament și zici, mamă, astăzi trag de rup, iar dacă nu plec obosit de acolo, nu a fost eficient, iarăși e greșit. Uh -huh. Pentru că tu ai o condiție fizică A și vrei să o duci la C, dar tu sar peste B. Nu, tu trebuie să treci în B să ajungi la C. Ți-e dor de gustul legumelor de la țară? Le poți avea în propria ta seră. Vrei să grăbești primăvara și să îmblânzești toamna? O poți face, tot cu o seră. Noi, împreună cu echipa Sere Codlea, îți propunem însă o seră care poate și mai mult. Sera de la Casa Bucnici este o veritabilă sufragerie premium în aer liber. Sau poate deveni chiar un Winter Garden, dacă vrei. Nu doar că arată superb, dar e realizată din materiale de calitate și va rezista mulți ani de aici înainte. Se și ridică repede, dar se întreține ușor. Alege o astfel de seră rezidențială de calitate frumoasă și rezistentă de pe serecodlea.ro. Pe serecodlea.ro poți alege dintre mai multe modele în funcție de nevoile și spațiul pe care l-ai la dispoziție. Există inclusiv variante de balcon sau pentru grădini mici sau și pentru unele mai mari. Și da, grădinăritul este opțional într-o astfel de seră, dar poate deveni o plăcere. Hai să revenim la tutorial, pentru că toată lumea se va uita la acest podcast, o stau de pe tine vorbind da. de chestii foarte interesante și după aceea, evident, își vor schimba viețile. Știm cu toții asta. Fără doar poate. O să vedem numai băieți cu pătrățele ascunse sub un strat minim de grăsime. Uite așa. Eu sunt sigur că vom aduce un impact bun. Că am și eu sunt de sigur de desi. chestia asta, că de-aia le facem. Da. Dar nu mă îmbăt cu apă rece, Hai să ai noroc. Uh -huh. Bem apă. Dacă a zis doctorul. Corect. Um, nu mă băt cu apă rece că putem să răzgândim pe cineva. Am auzit recent o chestie că, bă, decât să citești 100 de cărți și să nu preacționezi, mai bine citești una de 100 de ori până când faci chestiile Așa că încerc să stau de vorbă cu oameni ca tine, care au deja metoda, au făcut lucrurile astea și poate ne ajuți. Așadar, recapitulez. Da. Um, am plecat de la apă. Da. Somn, Somn, calitate și odihnă. Vezi că somnul nu este partea, să zicem așa, de dormit, dar odihna pe care vreau să o zic, ai și odihna activă, deconectare. Poți să te duci, nu știu, un weekend, să faci total altceva sau la final de zi, dacă ai capacitate și acolo iarăși e vorba de ce spuneai tu, citești 100 de cărți, nu faci nimic, citești una de 100 de ori. Trebuie să-ți introduci la final de zi 20 minute de deconectare de la orice. Practic faci un reset. Are nevoie creierul să uite sau să uh -huh. se... Departeze de uh, ritmul uh -huh. de peste zi. Uh, deci, TikTok nu se pune. TikTok mândru. Păi, cel mai mare. <laughs> A, partea... că stai pe TikTok. Da, oamenii se așeze pe canapea și uită Dumnezeu, pe TikTok. Vorbești și despre mine, că mă mai uite și pe și mine. ziua asta e pe Instagram. Puteți să te împarți. Te împarți, dar asta și nu. Mai adesea mai YouTube ca să vezi un IG de LCC sau. Mm, uite, o deconectare recomandată este să te așezi în curte iarbă, să te descalzi, să te, dacă poți și cald afară, să iei contactul pielii cu iarba. Uh -huh. Este un moment în care te proiectezi în prezent. Nu într-un online, nu într-un... Nu, în prezent. Uh -huh. Simți iarba, ești acolo. Mai există o metodă de proiectare în prezent unde mintea nu trebuie să plece pe gândire. Săriturile. Sar, coarda. Mamă, ce îmi place. E, eh, ajut... de mor nu cred, da. Nici eu nu credeam. Deci dacă, dacă mă pui, mă, mă pui să-ți fac 30, așa. eu mă uită Dumnezeu ajung la 100. Înseamnă că tu în momentul ăla îți proiectezi mintea ca ai putea sări non-stop și da. nu ai nicio problemă. Și asta este o metodă de uh, evoluție în fitness. Dar la ea cu coarda? Cu coarda începi să sari coarda și practic săritura te proiectează. Știi că te să sari 3 minute la începutul antrenamentului, ce puțin așa mă pune pe mine. Da... Mi-a luat un an jumate să pot să rezist două de jumate. Depinde cât te faci. Recordul meu legate sunt vreo 700 și ceva legate, dar mă durea, am trecut prin etapa dureri de umeri, a plecat durerea de număr, s-a dus în antebraț, a plecat și de acolo, s-a dus în gambe. Și le-a da. ignorat, nu? La un moment dat știu că trec, că folosesc acea durere care în teorie este acid lactic, îl folosesc ca energie, că până la urmă și acidul ăla lactic este o succesiune dintre Creatin fosfat, care intră într-un proces de dezintegrare, și ai creatin fosfat plus fosfat. Și asta este uh, fosfocreatina care e acid lactic. E ca reală? Da, e, deci este energie, acidul lactic. Și noi trebuie să. Și este să folosești durerea ca energie. Păi, mă, da, durerea e. acum. <laughs> durerea e dată de, practic, acidul lactic pe care îl faci în timpul efortului. Și da. mulți zicem, ah, mă ustură, trebuie să mă opresc. În teorie, în succesiunea chimică în corp, la bază este creatin fosfat sau fosfocreatină, cum se numește. Și diviz, divizarea asta de creatin fosfat plus încă un fosfat, că se sparge în proces chimic, practic rezultă acidul lactic. Până la urmă, creatin fosfatul e energie, acidul lactic derivă din energie. Atunci noi trebuie să o folosim ca energie, dar e un proces destul de lung, e o relație grea cu corpul. Și, ok, scazi intensitatea, dar nu te oprești. Și folosești la o intensitate scăzută, nu mai vrei să dai tot, că nu mai ai energia maximă. Creatin fosfat este energie maximală. Dacă vrei să alergi 100 de metri, tu folosești acest creatin fosfat pe post de energie. Nu carbohidrați, nu grăsim, nu nimic. De-aia nici nu respiri când alergă alergi la de 100 de metri. El e doar pe, ce scoatem? Dioxid de carbon. Deci creatin fosfatul se secretă în prezența de de carbon pentru energie maximală. One rep sau 100 de metri sprint, 100 de metri not. După care, prin procesul de divizare, că na, treci de 10 secunde, că durata creatin fosfatului e undeva la 4-6 secunde, atât, maximal. După care treci în planul 2, se divide și ai o autonomie până la 30 de secunde, în unele cazuri performante, 2 minute, treci în acid lactic. Și asta trebuie să știi să-l folosești ca energie. Și un proces de... După două minute intre în aerob. Efortul aerob. Și abia aici folosești carbohidrați, grăsimi, proteine pe post de suport energetic, maratoniști și așa mai departe. Drept dovadă, la de 100 de metri este un tip masiv, mușchiloș și uh, albul închis, cum se zice acum prin America, care trag 100 de metri și sunt niște tip mușchiloși. Și te întreb, oare de ce are viteza asta? Păi el folosește maxim de putere prin această interacțiune chimică. Pe când maratonistul este slim, el folosește doar rezervele mușchiului, nu este capacitate de a exploda, ci este capacitate de a performa distanțe lungi. Sunt sistemele energetice. Anaeroba, lactacid, anaerob, lactacid, acidul lactic și aerobă. E doar chimie foarte simplu. Dacă îi pui pe un, oricare dintre ei să facă cealaltă, sunt varză fără doar și poate, cel de la... pe păi, dar nu poate, cel pe 100 de metri. Dar știu că și Usain Bolt s-a antrenat șase ani să-și îmbunătățească 0-10 ăla prin acest, aceste metode. Periodizare. Pe aceeași logică, dacă îl pun pe Dwayne The Rock să facă tracțiuni la bară, nu cred că are... Nu cred că e 10 bucăți. S-ar putea să-ți facă 10, 10 bucăți, că e mare, dar nu poate să-ți facă 30. Aha. Ăla, ăla e calistenicul. Calistenicul folosește foarte mult uh, poziții izometrice, și acolo e altă discuție, mușcă Da, schimbă Una fibra. e masa, alta e. Da, există și sporturile de Scandenberg mai nou pe da. toate. Am văzut. Și ăla mare pierde în fața lui mai mic, dar dens muscular. ăla mic este forță pură, ăla mare este volum. Practic, la mare nu a uh, prioritizat forța. Că forța nu se vede ca volum, se vede ca densitate. Ești, cum zice, legat, cum ziceam noi. Uh -huh. Ce legat e el. Pe când volumul... deși e țăpănos. Da, țăpănos, exact. Pe când volumul, iarăși și o tehnică diferită de antrenament, dar nu crește. Adică crești volumul, dar nu crești forța. Nu are nicio legătură. Uh -huh. Forța sau puterea se cresc între 1 și 4 repetări cu procent de, nu știu, de la 85 în sus, din one max rep, adică maximale, pe când volumul se pregătește cu 6-12 repetări, între 65 și 85% din one max rep, pauzele mai scurte, 60-90 de secunde, sunt alte tehnici. Și acolo nu prioritizezi niciodată forța, ci doar volumul muscular. Fibra se mărește, dar nu câștigi deloc în forță. Băi, toți, toți vrem să facem mușchi, dar uite, vezi, eu -am, dacă aș reuși să memorez măcar un sfert din 60, aș fi mult mai bun în sală, dar nu, de-aia e bun un antrenor ca tine. E, de de, da. de avem nevoie de, de, de ăștia ca tine care doar asta fac, nu? Da, eu doar asta fac. E pasiune, e și cariera acum, și business. Că doar, na, în 2019 da. am început business personal. Cumva, dar nu m-am dezis. Adică n-am plecat în management total. Uh -huh. Nu, pentru că drive-ul meu rămâne ce am făcut. Adică acolo da. mă încarc. Ne-a scăpat ceva după o odihnă? După o odihnă apare antrenamentul. Antrenament. Antrenamentul de calitate. Și aici vorbim exact ce tocmai am. Ok. Trebuie să ai un scop, să targetezi foarte clar direcția. Dar hai să definim chestia asta cu scopul, pentru că toți vrem să ne antrenăm. Uh -huh. Acum, chiar și chestia asta, nu vreau neapărat să arăt, nu știu, cum vreau să mă simt bine. Chiar și chestia asta trebuie definită. Cum fac să definesc scopul, astfel încât, atunci când mă duc la sală, să nu dau la perete. Aici vine în primul rând se calculează simplu greutatea ideală. Și cum se calculează greutatea? 220 greutate? minus vârsta. Nu, 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 nu. Greutatea ideală, scuze. 100 înălțimea în centimetri la bărbați. Da. minus 105. Adică da. ai un 80 minus 105 75 plus sau minus, dacă vrei, depinde de ce dorești, 10%. La femei minus 110. Înălțime în centimetri, adică, nu știu, ai 1,60 m, 160, minus 110, ai 50 de kilograme. Bun, aici nu înseamnă că e diagnostic medical, că ești sănătos, n are nicio legătură, asta este un indice. Plus minus 10% este cum vrei să arate compoziția corporală. Deci tu vrei să-mi zici că eu atâta, să am rău, 70 de chile? Uh, cât ai? 1, 7... Un... 76. 76. Zicem că trebuie să te duci în 70 de kg plus la tine aș recomanda un uh, 8-9 kg. De 7-7-7-7. dar compoziție corporală de calitate. Uh -huh. Eu acolo aș merge. De aici pleacă. Ce este frumos la bărbați, că tu poți crește 85, 86, 88, calitate, pentru că bărbații cresc în masă musculară diferit decât femei. e, aici apare o problemă. Da. Că eu am luat și un program de 3 luni, 6 luni, mm -hmm. 11, cum ai făcut Săptămân. săptămâni, toate alea și trebuie să vă dau o veste. Nu știu dacă v-așteptați la chestia asta before and after. They don't work. Cel puțin nu la mine. N-a funcționat nimic de asta rapide. Bun. Am renunțat destul de repede la orice idee de a face rapid. Știi de ce? Nu era de vină programul. Eu nu mă, putineam, nu mă puteam ține de ele. Depinde și... de ce ți-a cerut programul. Dacă poți spune în linii scurte, poți să zic dacă e bun sau rău. Dacă nu, îți spun eu ce înseamnă un program. Uh, mi-a, mi scăpat ceva aia cu stresul, cu programul, cu... Astea sunt complementare. Calendarul. Mușchiul ține foarte mult, 80% de ce faci în antrenament. Într-adevăr, ai nutriție și celelalte care completează, care trebuie să fie aliniate. Dar antrenamentul îți generează o compoziție corporală de calitate dacă, punctul 4, discutăm acum, nutriția. Da. Hmm. Pentru că... Ben, un... poate fi unul, nu contează ordinea. Da. Zic deci eu ca să arăt mai așa, mai am om, mm -hmm. dar încă nu sunt mulțumit, că mai am, mai am de luptat. Bag și mă antrenez, cred că mă apropii de 5 ani, de când am revenit la sport constant. Că am așa. avut un hiatus, să zicem așa, mai mare mm -hmm. carieră, teren, jurnalism. N-am prioritizat chestia asta Știi, vreo 10 ani am fost așa, flower power, pe mâncare. Și ajuns să la 90 și mult. A, așa. <laughs> N-am bătut suta, cel puțin nu sunt sigur. Când la un moment dat am refuzat să mă mai cântăresc. Dar am mai revenit înapoi și este foarte greu să, să cobori. E foarte greu să cobori. Și nu doar că este foarte greu, poate ce mă avansezi în vârstă, să-ți programezi, să te ții și mai ales partea de dietă, e horror. Adică eu nu cunosc, nu cunosc pe nimeni în jurul meu, cu excepția soției mele, care să aibă o disciplină impecabilă de nutriție și antrenament ca să-și atingă obiectivele. Cât de, da. cât de des întâlnești oamenii atât de dedicați? Acum nu știu dacă o să sunea laudă, dar dacă ajungi la mine știi că trebuie să te implici. Eu de vreo 5 ani, toți oamenii care vin să-mi ceară ajutor, știu că dacă merg la Florin trebuie să mă implic, nu mă duc să încerc. Și deci cam 100% din ce vine sunt implicați. Păi dar de aia care ajung la tine e capătul pâlnii. Păi asta zic. Dacă mă raportez la cei în piață, e dezastru. Și aici nu este vina omului. Sau nici a ta. Mm. Este lipsa informației de calitate. Și hai să o definim. Hai. Eu ca să pot să am un rezultat în fitness am zis definiția mai devreme aplicare de stimul stresant asupra nervos central. Stimulul ăsta trebuie să fie liniar. Pentru că Sistemul nervos, el nu percepe serii, repetări, pauze. El percepe mesaj. Mesajul are o, eta o etapizare în felul următor. Mesaj prima săptămână, a doua săptămână repet mesajul identic. A treia săptămână repet mesajul identic. A patra, deci o săptămână dacă aleg 3 serii, 10 kg, 60 secunde pauză, 5 exerciții, eu repet timp de 4-6 săptămâni același lucru. Nu cresc greutățile, nu modific nimic. Uh -huh. Pentru că în momentul respectiv, sistemul nervos central preia mesajul, prima oară se bulversează ceva nou. Da. A doua oară, integrează mesajul. A treia oară, îl identifică ca fiind noua identitate. În partea 4, stimulează metabolismul pe care îl cer, creștere sau slăbire. Abia după 3 săptămâni, el îți oferă metabolismul cerut. În a patra performează și în a cincea și în a șasea. După șase săptămâni, trebuie să-i dai pauză, nu corpului, sistemului nervos. Scazi tot ce ai făcut, ștergi, scazi tot la 20%. Te plimbi prin parc, faci bicicletă, mănânci normal, nu fast food, dar ieși din dietă, cum se zice, și te relaxezi, te odihnești. Pentru că aplicare de stimul stresant, ce ziceam, duce sistemul nervos într-o supraexcitabilitate crescută progresiv. Și o să vezi că mulți oameni în săptămâna 6 nu pot împinge cât împingeau în săptămâna 1. Și zice, am scăzut. Nu, a obosit corpul. Dar nu fizicul, ci psihicul nu-ți mai dă răspuns la stimul. Și noi acolo trebuie să coborâm totul la 20%, să luăm o săptămână, chiar două, de descărcare și din nou să pornim cu alt proces. Da, sunt două metabolisme diferite în corp. Anabolic, creștere de masă musculară, catabolic, ardere. Niciodată ele nu pot fi împreună. Este un mit vechi, vino să punem masă să slăbim din grăsime. Aia se cheamă schimbare de compoziție corporală. Da, dar nu poți slăbi și să pui masă. Niciodată nu pui masă în slăbire. Nu are cum, pentru că nu este anabolicul solicitat din partea sistemului nervos. Deci el sistemul central, el controlează. Noi doar trimitem stimul, mesaje. Cu cât stimul este mai bulversant, adică non-linear, cu atât răspunsul nu este bun. Cu cât îi dau același mesaj ca sistem nervos să înțeleagă, să magazineze, să creeze procese de răspuns eficient, cu atât am eficiență în timp și rezultat. Mm -hmm. Deci tu ce vrei să spui acolo se leagă foarte bine cu ce ne-a mai povestit Paul Olteanu, mai de arhitect, că de fapt în timp ce tu îmi povestești cu săptămânile alea, tu de fapt nu vorbești cu conștientul, tu vorbești cu subconștientul. Da. da. Și tu îi spui, vezi că suntem într-un teritoriu nou, sunt lei pe aici, avem treabă, trebuie să te pui în formă că trebuie să poți să ridici bolovanul. Așa facem treaba. A B, C, a B, C, a B, C. Dar nu poți să-l ții în stres continuu no. pentru că intră în flight, adică fuge. În supra-antrenament în supra îl definim noi. Ok. Și acolo apar. Întârzierea menstruației la femei sau retenție de apă nejustificată, insomnie. Am văzut oameni care fac accidentări în perioada ca și cum corpul le spune dăm pauză. Tendinite, întinderi. Dacă te uiți pe scenă, sunt sportivi care se ceartă cu arbitrii. Dacă te uiți la concurs, este lipsa răbdării, irașibilitate. din cauza că suntem nervoși, este prea sus. Și noi, dacă suntem obosiți, spre seară îți mai scade câteodată răbdare. Ai, mă, mai lasă-mă că vreau să... La fel e și acolo. Practic, sistemul nervos este supra-solicitat. Trebuie să-i dăm o pauză. Noile studii spun altfel acum. Bine, astea sunt când vorbim de procese. Dar noile studii zic așa, dacă faci șase săptămâni un proces, ca să menții, nu să resetezi, resetul este ce am zis eu mai devreme, dar pentru menținere se recomandă la fel, șase săptămâni ca să păstrezi ceea ce ai câștigat. Și după aia, iară șase săptămâni. asta trebuie să devină lifestyle. Faci șase săptămâni un scop, nu știu, mai vreau să pierd de aici, de aici, de aici, șase săptămâni cer să-l păstrez. De aici, <gária> în menținere, iarăși sunt tehnici și tehnici și tehnici. Un uh, fost militar uh, a scris, a povestit chestia asta, că totuși rătăcea cheile și ca să nu -și mai rătăcească cheile, că, 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 că mai, mai povestea asta. A făcut o chestie. Când am venit acasă, a făcut toți pașii așa cum ar vrea să se întâmple de fiecare dată, că atunci când pleacă să le găsească tot acolo. S-a descălțat într-un loc și a pus cheile într-un loc și a pus haina în cui toate alea, s-a dus în casă, după care s-a îmbrăcat la loc, a ieșit, după care iar s-a întors, a făcut asta de 30 de ori. Behaviors, nu? Comportamente. Și după 30 de repetări din astea, n-a mai greșit niciodată locul unde pune cheile. Pentru că s-a adaptat procesele mecanice. El știe, vine, face totul robotic între ghilimele. Asta este și creierul. El are nevoie de un mesaj repetitiv, dar liniar. Nu bulversant. Nu pun a doua zi cheile în stânga, treia în dreapta, după care în pol. Ăla sunt eu, frate. Ei, asta este ce s-a întâmplat în România și în fitness și, și, chiar și în nutriție. Oamenii zic că da, eu m-am săturat de aceeași mâncare. Eu te cred că te-ai saturat. Dar și acolo corpul trebuie să, se create, să, să aducă niște enzime pentru digestie și așa mai departe. Dacă zilnic schimb, iarăși e un stres pentru corp, că el trebuie să creeze constant diferite enzime și așa mai departe, pentru a digera ușor și cum trebuie. Da, tot. Da, da, da. De asta zic că linearitatea este de, este de 10 ori mai bună decât bulversarea asta. Pentru că tot ce vrei de fapt să obții este să convingi subconștientul să se obișnuiască cu noul normal și apoi să preia partea aia de plictiseală, de efort repetitiv, de reflex. Să o bagi în reflex. Da, să devină gest. Exact. Pentru că dacă ți intră în gest, în reflex, nu mai trebuie să te mai gândești la fel de mult. Asta e. Și dacă nu te mai gândești la fel de mult, nu te mai, nu te mai saturi, nu îți nu mai fuge mintea. Chiar dacă îți fuge mintea în altă parte. Noul tu. Ai devenit altă persoană. Schimbarea comportamentului din uh, psihologie. Trans-Theoretical Behavior Change. Etapele, schimbării, stadiile și așa mai departe. Da. Când ai schimbat un comportament vechi și ai adus un nou și a devenit integrat în eticul tău, în ADN-ul tău, da. ca un gest reflex, el greu mai poate, mai poate fi schimbat. Cred că atunci când îți schimbi jobul, și deja în șase săptămâni știi că ești de acolo, nici nu-ți aduce aminte când ai intrat. Exact. Și am mai exact stat de vorbă cu. Am niște, niște. prieteni, să zicem așa, așa care sunt într-un teatru de operațiuni în momentul ăsta și care s-au schimbat radical. Nu te mai duci mult pe acolo, că te vei transforma de ce deja s-a întâmplat după câteva săptămâni. Da, dar trebuie să fie acolo, prezent. Altă problemă da. noastră. Că la punctul 5 era întâlnirea cu tine. Din cele 4 până acum nutriție, 5 eu văd întâlnirea cu mine foarte importantă. introspecția. Totdeauna ne așteptăm în exterior să se întâmple ceva ăla e de vină, programul nu e bun și așa mai departe. Dar totdeauna ține doar de noi să evoluăm, să... Ok, poți să faci o alegere greșită, dar tu ai făcut-o. O la introspecție, nu continua în alegerea aia, schimbă și așa mai departe. E o călătorie viața, nu e doar azi. E foarte ușor de spus. Știu, dar introspecția o face în constant și la business. Ce a mers, ce n-a mers bine. De ce la mine n-ar merge? E la fel ca un gest. Pentru că sunt la alții de vină. Da, normal. Băieții a luptat bine, dar i-a bătut scârbile alea. I-a furat era? arbitru. I-a furat arbitru. Acolo chiar cred. I-a furat scârbile ale. <laughs> Nu, dar așa este. Întâlnirea cu tine trebuie din punct de vedere introspecție constant. Ce am făcut, ce a mers, ce n-a mers, cum m-am simțit în procesul ăla. Nu mi-a plăcut. Înseamnă că am dus lucrurile prea la extrem. Nu-mi place de mine așa. Ok, schimbă ca să n-ajung să mă frustrez pe orice temă. Nu are rost. Dar cum faci să-ți să, să schimbi mintea așa? Pentru că cei mai mulți dintre noi, din păcate sau din fericire, ne uităm în oglindă și nu vedem o persoană pe care să o apreciem. E statistică, cei mai mulți dintre da. noi suntem nemulțumiți de ce vedem acolo. E greu să trăiești cu cineva care nu-ți place. Corect. Noi avem un raport al nostru de acum 5 ani, 10 ani, 15 ani. Ne știm cum eram. Dar eu cred că, acum intru și în zona aia care nu prea îmi place, e acceptarea sinelui și așa mai departe, nu prea rezonez eu cu asta, mm. dar trebuie să acceptăm un lucru simplu. Uh, poate e prea mult spus, dar suntem oarecum victime al unui mediu na, COVID, vaccinuri și așa mai departe, presiune. Mm. Și da. Și suntem doar reactanți, reacționăm. Și noi nu ne dăm seama, dar reacționăm prin somatizare emoțional. Și acolo, de aia zic introspecția, trebuie să acceptăm că nu-i vina nimănui să fiu, să citesc niște cărți foarte bune de, de psihologie și așa mai departe, de emoții, pentru că fiecare om reacționează diferit la stres. Tu poate reacționezi cardiovascular, nu știu, Doamne, ferește și așa mai departe. Alt om reacționează printr-un blocaj muscular. Eu reacționez blocaj muscular exact în zona lombară, partea stângă, de la stres. Da, așa mi se. Ai, pute... Aș... Ai putea să-ți faci un sticker acolo, să zici, apasă aici a, bă, leu, în caz de stres. A, și acum și coboară ușor, vine în față pe podeaua pelviană, și de multe ori se simte. A, nu știu dacă Este estetic, nu? A, nu, se simte în scrot. Păi toți de la certic. Nu e chiar psihiatric. Oricum am două hernii. Le A. am de când făceam judo. Păi și, da, e o scuză suficient să te de, de sport. Puteți să stai pe mâncărică? Am două hernii, doamne, nu mă duc acolo să-mi stric sănătatea. e păi de două ori mai rău. Sau de zece ori. Masa musculară funcționează ca susținător al aparatului locomotor, partea pasivă, oase și articulații. Evident. Dacă oasele și articulațiile nu au musculatura activă, Totul este gravitația. Da, dar am canapea pentru aselele. Relaxează-te. Dar te ridici la un moment dat. Nu poți să ai canapea. Couch potato, cum zic americani. Dar întâlnirea cu tine e o chestie constantă. Eu o văd... De fapt, am văzut-o primară prin 2012. Un prieten mentor. Am fost la el în podcast acum. În podcast în ianuarie. Un frizer un hairstylist. Culcă. Cool. Sorin Stratulat. E destul de fain și el m-a împins către analiză proprie. Nu are importanță ce înjur, consecvența... Bine, sunt trei valori, de fapt. Rezultate, tot ce faci trebuie să aibă un rezultat, perseverență, că altfel nu obții rezultatul, și rezistență la stres. Sunt cei simplu, pe care în business. După care s-a văzut și în viața privată. Totdeauna când am făcut uh, acasă acțiuni cu familia și așa mai departe, și transmitem și la copii, trebuie să avem un rezultat. Mm -hmm. Trebuie să fim consecvenți, perseverenți, să trecem la acțiune și să ne ținem de ce ne-am propus și la final să luăm cu încredere toate obstacolele, rezistență la stres. Mm -hmm. Și asta s-a tradus, s-a integrat în timp la nivel de gest. Orice fac trebuie să ai să urmărești un rezultat. Trebuie să fii măsurabil. Nu există altfel. Iar în fitness tot e măsurabil. Nu există. N-ai cum. În fitness nu bâșbâi. Nu. nu. Pragmatic. alfel păi, altfel, cum poți să te proiectezi pe tine ca și client dacă tu nu știi în ce moment te afli? Ok, am plecat în punctul A. Dar în procesul meu de 50 de kg de slăbire, în, după 3 săptămâni, unde mă aflu? Mă aflu bine sau rău? Că n-am slăbit nimic. Eu trebuie să zic, mai e post. Eu am luptat, dar m-a bătut scârbile alea de fiare. Ceva de genul. Ei, și cumva totul trebuie să fie măsurabil, constant evaluat. În fitness, 3 săptămâni trebuie să faci o reevaluare, că nimic nu se întâmplă sub 3 săptămâni. E doar uh, fluctuația ale nivelului de apă în corp, care îți amăgește și rezultatele de tip muscular. Okay. 3-4 săptămâni, iarăși măsură, 3-4, iarăși măsură, Și astfel vei ști constant și tu, ca și adept al acelui plan, mai ușor ader la el. Băi, știe Florin în ce etapă sunt, îmi comunică constant, nu umblu așa după cai verzi pe pereți, hai mă că suntem bine. Ok, ce înseamnă bine? Eh, și asta... Dar eu mă simt bine, adică nu. ok, deci practic Scurtezi niște ani în care bășbăi printr-un plan. Fără doar Dar nu știu cât de repede poți rezolva într-un interval atât de scurt o problemă destul de mare pe care o văd la unii prieteni care s-au apucat, o dată în fiare și după care nu au făcut doar tendinte din astea și au făcut inclusiv tot felul de rupturi. Da. Pentru că din câte înțeleg eu, și aici să-mi spui tu că tu știi mai bine, încheieturile nu țin pasul cu mușchii. Da, asta... Asta este la nivel popular. Așa. La nivel uh, academic, totul are legături întorc la sistem nervos. Stimul. Noi când facem forță, aplicăm un stimul muscular. Stimul muscular. Dacă eu, 40 de ani, n-am făcut asta, ci doar am alergat, dar n-am oferit sistemul nervos un stimul de tip forță, mm. ci doar rezistență. Acel stimul, trebuie aplicat liniar chiar și 12 luni în primul an. Ce înseamnă asta? Dacă eu aleg să fac 15 repetări pe exercițiu, vreau să fac 15 repetări timp de un an. Modific foarte puțin greutatea, dar nu mult. După un an, sistemul nervos în sfârșit se educă la primire de stimul de tip muscular. Tendoanele și ligamentele în acel an au timp să se adapteze la stimulul transmis de către sistemul okay. nervos către muși și după un an aș putea spune că poți trece la greutăți mai apropiate de ce poți dar un an de zile eu aș face 15 repetări da, ca să ai un raport și, și cei de acasă care ne urmăresc în fitness ai one max rep o repetare maximală, zicem că 100 de kg o repetare, o genuflexiune a doua eu nu mai fac, nu mai pot Mă duc, îmi pun 50 de kg și fac 15 repetări. Dar nu fac 15 repetări uh, azi, mâine fac 12, răspăimine așa și. Nu. Un an de zile mă joc în zona aia de 50-60 de kg cu 15 repetări. De fapt, eu nu urmăresc rezultatul muscular, ci urmăresc educarea sistemului nervos la primirea de stimuli. În acel an se adaptează și ligamentele și tendoanele la nivelul de solicitare cerut, și după un an scad numărul de repetări, dar nu la 6, scad la 10, dar cresc greutatea. Mai stau acolo vreo 6 luni. Și după alea 6 luni, da, mă pot duce în greutăți aproape de 85%, unde mă și sistemul nervos primește stimul grei, hai ridică, hai împinge, că de multe ori, dacă faci o repetare maximală, cam pe la ultima, vezi cum tremuri. Practic, ăla este sistem nervos ce nu mai poate să răspundă. Adică zice, bă, gata, it's too much. Totuși o faci până la capăt îți dai seama că reacția aia, dacă i-aș da în prima zi sistemul nervos, este prea mare stimul, este prea agresiv. Și de-aia apare abandonul, de-aia apare lipsa de rezultate, de-aia apar tendinite, mușchi rupți, întinderi și așa mai departe, hernii și așa mai departe. Dar eu am văzut pe TikTok între da. antrenori care spun, de ce rezi? <laughs> că... Nu, dar și eu stau pe TikTok, doamne ferește. Nu. Așa, deci, nu așa, și era un antrenor acolo pe TikTok care spunea că e bine să tremuri. Dacă contextual omul a zis că acolo se întâmplă gainul, mușchi, creștere. Da, e bine să tremuri din punct de vedere al stimului aplicat după 10 ani de fiare sau 5 ani sau 3 ani, dar tu dacă tremuri în prima zi, nu este sănătos, nu este deloc sănătos. Exact. Deloc. Era, nu era pe TikTok, era pe YouTube Shorts. Ok. Mă uit și la alea. Bineînțeles. Oricum, după șase seara, da. ne cam pică neocortexul și ah, îți garantez ah. că dacă deschizi YouTube Shorts, nu pleci curând de acolo. Mai ales că pe YouTube e mult content chiar bun. Da. Mamă, ai la ce să te uiți. Și dintr-o dată călărețul, controlul, zice frate, eu mă bag la somn, faci ce vrei. Știi? Și tu dai acolo. Mai, nu Antrenament știu. după șase Ține faza? Pentru că după, după șase seara vorbește animalul din tine, nu prea mai vorbește controlul. Este un joc. Eu mă joc foarte mult cu zona de coaching. În 2015 am luat un curs de leadership și executive coaching. A durat numai așa, vreo 2 ani. Și acolo erau foarte multe jocuri despre cum să fii eficient. Atât intelectual, dar și fizic. Și atunci... N-aș merge când este bine să mă antrenez, ci când este potrivit pentru mine să mă antrenez. Asta înseamnă personalizare. Și era un uh, chart, în, uh, în zona asta aveai orele 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 până la 24, și jos aveai zilele. Și tu, timp de o săptămână, în dreptul orei, la 7 dimineața mă trezeam și puneam uh, de la 1 la 100% în procente cam ce tip de energie simt că am. La ora 10 vedeam că e 30, la 2 vedeam că e 60, la 7 seara vedeam 100 și vedeam luni, marți, miercuri, joi, la 7 seara aveam 60, 70, 80, 90, adică peste medie. În rest eram, um, uh, aveam alt chat pentru creativitate, vedeam că eram creativ la 2. Ce și tare. atunci eu pe acest chart îmi fac antrenament. Eu sunt eficient între 11 și 1 pe antrenament. Maxim dau, dar maxim. Și acolo mă antrenez. Încerc să găsesc ora aia de cele mai multe ori. Bine, tu ne-ai făcut armata sau ce? Mm -mm. Că mi zic ăștia că nu, mă, dacă ce armata, te pui acolo la program, nu contează ora. Pentru că zicea domn, Exact. Domn adică sunt mulți care spun că... care e asta acum cu ăștia care nu se pot trezi dimineața sau ăștia care uh, uh, nu se pot culca devreme? Iar știi? Asta e un dezechilibru sau poate un model cum funcționează ei. Într-adevăr, există plusuri când dorm noaptea, că noi suntem încă oamenii cavernelor, cum se zice. Da. Adică abilitatea noastră de a ne adapta la lumina becului este undeva la 2000 de ani. Mai taie. Eu așa știam a, de uh, bunica n-a avut până în anii păi exact. 60. Deci noi, nu, asta zic, deci noi încă nu ne-am adaptat <coughs> la lumina becului, de-aia zic. Și atunci când noi când dă seara, oamenii cavernelor intrau în peșteră. Uh -huh noi, când dă seara, dacă aprindem lumina, cumva ne afectează. Noi încă nu ne-am adaptat. Și ne afectează calitatea sau nu. de vorbă cu cineva care avea un proiect ăsta de ajutorare din, în Africa. Așa. Și s-au dus ei în Africa și au zis că le duc becuri. Și cât un panou solar și o baterie. Și odată cât un bec, un panou și o baterie. Și unde crezi că le-au pus becul? În casă. Și, și au zis oamenii, ce. nu. Și că s-a întors a doua oară, au găsit, unde crezi că era becul? Era afară. De ce okay. că s-au pus becu afară? Mm. Ia, încearcă să te prinzi. Pentru că acolo l-aprendeau când veneau în tuneric, nu? Sau cum? Da, dar de ce? Pentru că în tuneric era leu. Ah. Și a așa, nu ne trebuie becu nou, nu ne trebuie cu afară, că acolo e pericolul. Ah. Interesant. Și dintr-o dată omul cavernelor uh, tratează casa ca un loc de odihnă, dar afară avea nevoie de lumină ca să, să se vadă, pro da. să vadă o, o, pericolul. Iată. Bine, l-am mai dat încă un bec și l-a rezolvat. Puneți în casă ca să vă exact. vedeți între voi. <coughs> da. da. Dar, lor, pe, pe, ei nu-i deranja dacă nu se vedeau neapărat acolo înăuntru în, în, în -un casă. Ei păi erau obișnuiți. Și noi ne tragem din ei. Deci cumva mai avem de... Ne-am depărtat. Dar de uite, eu nu, eu văd de evoluția asta utilă și benefică pentru mine, că eu trăiesc o viață. Vreau mm. să aflu cât mai mult. Da nu am asumat să mă adaptez sau să nu știu, să experimentez chestii noi. Să de vorbă cu un profesor de luminotehnică, domnul profesor Beu de la Cluj. Așa. Avem există o catedră de luminotehnică, cineva care se ocupă de calitatea luminii. Câtă lumină, cum să vină, de unde? Și acolo, așa este. Am, am, ales, niște -am. CRI, asta, o grămadă. Și îmi povestea, spre exemplu, că tehnologia la LED-uri este atât de nouă încât nu înțelegem foarte bine care treaba, dar o folosim deja peste tot. Dar încă mai sunt chestii de studiat de acolo, pentru că lumina de LED, la origine, este foarte albastră. Da. Și te să-i pună nu știu ce fosfor peste, ca să fie mai galbenă, că altfel dacă e prea albastră, o luăm razna. Știi că e ca la lămpile de neon, la CFL-uri. Deci cumva studiile încă nu arată dacă dăunează sau nu LED-urile. Exact. Mai este de studiat. Ok. Și apoi mai e o chestie. Când avem noi cu filament, că nostalgie, ne plăcea, nu? a unde se încingea lița de acolo și se facea lumină. <coughs> Atunci consumai cât? 60 de vați dacă erai sărac, 100 de vați dacă îți permitea becul la mare și nu, se, nu se era siguranța. Acum cu 100 de vați poți crea de 100 de ori mai multă lumină. Și ce să vezi? Foarte mulți oameni în loc de un bec în, înainte, acum folosesc zeci de surse de iluminat. Unul dintre ei sunt și eu. <laughs> Am becuri cu LED peste tot. Și acum avem lumină peste tot. Da. Așa că omul da. cavernelor mai subțire, că cei mai mulți dintre noi dorm cu niște lumini în jurul nostru. Da, da. Dar dacă vrem calitate trebuie să găsim și acolo un ritm. de să se zice că în camera unde dorm să nu ai TV, să nu ai... Nu ai... Asta am reușit, n-am televizor. Dar lumini mai sunt pe acolo, pe acolo. Deci tu practic, ambient. tu insisti și pentru chestia asta că noaptea să fie întuneric, beznă? Eu vorbesc despre capacitatea corpului sau psihiului de a secreta acea melatonină iar în prezența LED-ului se inhibă, nu total, dar scade calitatea somnului. Sunt studii care arată asta. Acum diferă iarăși de la om la om, pentru că da. și fiecare om, unii oameni la nivel de stres reacționează relaxați, alții la un spar de pahar, se crizează. Deci, și cum percepem noi stresul, așa reacționează și organismul. Mai rău sau mai puțin rău. Ok. Iar și o chestie importantă pentru cei care nu au văzut unul din episoadele în care am mai vorbit, Matthew Walker, Why We Sleep, e o carte extrem de valoroasă da. pentru cei care vor să înțeleagă de ce dormim. Bun. Am ajuns așadar și la odihnă, la introspecție. Să da. Stăm de vorbă cu individul din oglindă, da. cum a zis Michael Jackson, I'm talking to the guy in the mirror. I'm, I'm asking him to change his ways. Da. Mai... Asta cu introspecția, eu cred că e simplu. Fiecare și-o face la un anumit nivel, conștient sau inconștient. Dar cu cât lucrezi mai mult la tine și cu cât te întâlnești mai des cu tine, cu atât evoluezi. Exact ce spunești tu mai devreme cu cheile. Repetitiv, te cunoști mai bine. Îți cunoști reacțiile, îți cunoști viața. Dar în același timp, noi ne știm cel mai bine și păcatele. Da. Și slăbiciunile. Da. Și știu exact unde sunt biscuiții aia. Perfect. Dar ce caută acolo biscuiți, Eu i-am pus în caz de... În, caz, în caz de, de, În caz de incendiu. Păi, na, da, dar nu-i păcat, mai e o poftă. Așa, și ce fac cu astea? Te duce mănânci un biscuite. A fost prea ușor. Păi nu pot să... Adică, când îl mănânci? Noaptea la două, ce cauți Nu, nu mai mănânc noaptea. Mânca mănânc înainte, acum mănânc, mănânc ziua. Păi dacă tu ai un ciclu de mese, unde atât hormonul grenlin cât și cel leptin, adică cel senzație cu foamea, sațietate, ei primesc constant. Nu lași să-ți fie nici prea tare foame, dar nici nu te ridici full de la masă să gâfăi. Cumva dacă ei nu ajung să se unul sau altul mai mult sau mai puțin, tu nu ai avea de ce să ai pofte. Pentru că poftele sunt ori deshidratare, ori lipsa sau amânarea meselor sau mâncatul prea mult. Astea sunt poftele. Da? Nu mi-ai zis nicăieri de lipsă de nutrienți. Păi, ciclul de 24 de ore, cu toți avem nevoie, de-aia se fac dietele pe număr caloric. Avem nevoie de un număr de calorii pe 24 de ore. Spre exemplu, vorbim de metabolismul bazal, rata metabolică și cum o numesc nutriționiști, eu dacă dorm 24 de ore aici pe masa asta, eu consum un număr, nu știu, 1200 de calorii, dau un exemplu. Do că organe... Doar dormind. Doar dormind, pentru că ori... sau odihnindu-mă. Organele mele folosesc asta la funcționare. Peste asta, adaug antrenamentul, 600 de calorii, deci 1800. Peste asta mai adaug un 3-400 activitate, creativitate și așa. 2200. Peste asta mai adaugi activitatea de peste Du-te, vino, du-te, vino. Patruște, 2600 de calorii. Dacă eu am 2200, normal că am o nevoie să o iau de undeva. Și primul semnal este creierul care el în ce se refugiază? În gustare. Nu se refugiază, mai mănânc o masă. Elena, să o fac. Mh. Și te refugiezi în gustare. Dar dacă tu ei gustarea un măr cu niște, nu știu, caju, ai calitate și te apropii de necesar. De-aia au părut gustările, că nu reușim să aducem minimul necesar de nutrienți. Dar noi confundăm gustarea cu viteza și cu dulciu. Atunci, din punctul meu de vedere, asta este și demonstrată și prin pacienții, clienții cu care lucrez. Dacă și aliniem nutrienții și avem cel puțin șapte zile de uh, continuitate, nu mai avem nevoie. Și apa. Că deshidratarea, primul semnal de deshidratare este foame sau poftă de dulce, nu este că ți sete. Deci dacă atunci când se poftă de dulce sau când s-a făcut foame, e un dezechilibru nutrițional. Dar dacă bea un par cu apă înainte de orice, e bine. Nu înainte de orice, cum adică înainte de orice? Dacă bea apă. Păi da, dar dacă apă. acum mi-e poftă de un... Hai noroc. Burger. Zic că era pe buze. No. no, burger. Dacă zic acum că am, am nevoie de să, să repede de o mă duc fug, aș mânca, aș băga ceva în mine, adică un biscuit în cazul ăsta, că acolo îmi fuge mintea mie prima oară la biscuiți. Ce biscuiți îți plac? Îmi plac toți biscuiții. Nu discriminez. Ok. Îmi plac. Și mi-am mi creat niște, uh, niște metode din astea de a ocoli adevărul și zic, ăștia sunt digestivi. Bine, și, au și zahăr, dar nu, nu eu nu mă uit la zahăr, eu mă uit la o văzut din ei. Că mă ajută la digestie și sunt buni. E mult zahăr. În general, în produsul dulce, e mult zahăr. Adică nu... Da, dacă crezi că eu nu știu asta? Dar eu nu, eu nu mănânc biscuiți. Eu doar beau cafea și au și un biscuit de lângă. Da, dar un biscuit de lângă, într-un stil echilibrat, nu deranjează pe nimeni. Până la urmă suntem oameni. Da, dar eu beau 5-6 cafele. Și 5-6 biscuiți. Câteodată doi la o cafea. Da, ce caos. Și am la 12. Pam! Ce cauți cu 6 cafele în zi? Ai, doamne. Dar suntem mulți, așa să știți. Uh, da, și eu am uh, cafea în zi. Câte cafe? Acum am ajuns la 3. Ai văzut? După 40 nu scapi. Nu că am fost la 7. Aha, de știi cum e? Când am deschis business-ul, uh, cafeaua este la gratis, așa îmi place mi datorită business-ului care e doar 1 la 1. Noi nu avem servicii de intrat în sală sau nu. 1 la 1 și atât. Și cine venea, face o cafea, ha, hai să-mi fac și eu. Și am ajuns la ea. Când a fost perioada COVID și am făcut COVID, a doua zi dimineață, de fapt prima zi de COVID, când m-am trezit, nu am mai avut poftă de cafea. Șase luni n-am mai băut deloc, m-am dus într-o vacanță în Turcia, am zis cafea turcească Doamne și am reluat. Și am ajuns acum iarăși două, trei maxim mi-ajung. Deci ai, ai prins și un efect benefic al COVID-ului? Da, dar da. am lăsat-o, că eu mă gândeam înainte de asta. Mă e prea mult. trebuie să fac ceva, trebuie să fac ceva. trebuie Dar fac... da, trebuie să faci ceva? Da. La cafea, da, trebuia. Serios, sunt prea multe șase? Dacă se spressoci, că e ok. Nu, știu, pentru mine nu mai era ok. Eram prea obosit, prea deshidratat. Aha. Ei da, duce oboseala, duce deshidratare. Cafeaua nu dă niciodată energie, este doar. Inhibitor un... de oboseală? Da. Hai să zicem așa. Te păcălește. Total. Da, dar îți dă un pic de focus. Nu știu. De claritate, așa de... Dacă ar fi să o iau după studii, una, două, da, dar peste nu mai este util la nimic. Deci mi s-a părut foarte tare ce zicea Michael Pollan, care a scris cartea aia despre cafea. Nu Foarte bună. Ok. Și a zis, băi, dacă tot fac, fac cartea asta, trebuie să testezi pe mine. Și vreo trei luni, ceva de genul ăsta, nu a băut cafea deloc. Adică că prim, în ultimul capitol, la, la concluzie, s să bea o cafea. Și prima cafea după toată pauza aia, a zis că nu a gustat ceva mai bun. Dintr-o dată auzea, era hiper, hiper focus, hiper atent, auzea tot ce a simțit toate beneficiile uh, cafeinei. Da, într-adevăr, eu cred și eu că cafeaua este un, un moment, un desert al tău sau un moment frumos. Eu îl văd ca un tabiet plăcut. Dar în cantități, orice tabiet plăcut nu e bun. Da, plus că zicea și el: dacă vrei cu adevărat să simți efectele benefice astea nootropice, bei una pe săptămână. Care timp să iasă din sistem, să se spele. Da. Și după e, aia să mai. Chiar ieri discutam cu cineva din uh, domeniul prăjiturilor. Și zicea că. Noi chiar, ele... Tu chiar vorbești cu din ăștia? <laughs> Ei, satană! Nu. No. Și zicea că o pomboană cu colorant, corpul are o elim colorantul ăla, îl elimină în șase ani din corp. Dute. Da. Noile studii, fusesem la un curs în Franța. Șase ani. Fusesem la un curs în Franța săptămâna trecută și acea substanță colorantă, șase ani durează să o elimine total corpul. Și cursul era despre cum să faci prăjiturile cât mai sănătoase, cât mai curate, cât Foare mai. Fără colorant. Da. Și nu eu, eu când îmi cumpăr uh, suplimente și din asta iau un flavored. Sau cu cacao, ciocolată. Așa. că are cacao, ca și acolo. Eu, eu recomand la suplimente cu gust de cacao, nu? Da. Da. Caută întrebare aia de varaj. Nu, 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 că am auzit, spre exemplu, că la curtoș colaci. Da. Există niște oameni care, în loc să pună nucă prăjită și măcinată, nu știu dacă ai auzit. Da, știu ce -i da, Cu toții știm ce e cârtășcolacii. Exact. Că el avem aici. Da, e bun la gust. Da, dar în loc de nucă mai nou, da. pentru că nuca e scumpă, ce crezi că au pus? Că dacă dai în ulei acolo și prăjită, nu se simte diferența prea tare. O scorțișoară ce? Nu știu. Mai rău. Nu mai știu. imaginează ce ar fi cel mai rău lucru care ar trebui să-l amesteci cu zahărul ca să dea să te păcălească că este nucă, dar fără să fie nucă acolo. Sau să fie foarte puțină nucă. E, habar n-am. Pesmet. Pesmet. Pesmet, Florin. Și de ce carb? Carb cu carb și cu zahăr. Păi, băiatule. Ne-au păcălit, mă, ne-au furat. de tu, chiornaț. Ne-au luat nucile de acolo. Da? Și, -și am auzit o chestie nasoală și vreau să-mi spui, dacă ai auzit de ea, asta cu eritritolul. Mm. Deci că și niște studii că, că e, nasol pentru hipertensiune. Mai n-aș putea să intru în subiectul ăsta. Nu intru în el. Îndulcitor, înlocuitor de zahăr? Da, oricum nu sunt de acord. Acum cel mai la modă este ștevia. Da. Nu ștevie. Ștevie altceva, ștevia e altceva. Cum adică? Nu e acel lucru? Nu. Ștevie este planta noastră, Stevia este un extract dintr-o plantă trăită în nu știu ce zone ale lumii, eram zi. convins că e via noastră, i-au scos zeama. Nu e, este altceva. Hm. Și atunci, orice supliment pe care îl găsim ce are ca și indulcitor ștevia, conform, na, ultimul, că peste 10 ani sunt sigur că poate apărea și altul mai bun, este de calitate. De asta și unele suplimente mai mici, vezi, ștevia, sunt și scumpe, pentru datorită acestui indulcitor care e foarte scump. Și calitate. Da, da. Pe parcursul anilor am trecut prin aspartam, acesul, fam, ca toate prostiile astea și despre fiecare, fiecare afli după câteva luni, hi, exact. a și Exact. Cât și mai durează la ștevia? ștevia Cât îi dai? E de vreo trei ani. Prezentă. Cât îi mai dai? Ca un mandat în păi asta nu, de știu, parlamentar? Depinde de cercetătorii care vor să aducă ceva și mai nou, și mai nou. Eu știu ce plante mai există pe planetă, ca să știe că nu le știm pe toate. Păi, tata, până la urmă, cred că tot acolo văd să ajungem. Da, dar dacă este mai bun decât ce a fost acum 10 ani, de ce să nu îmbunătățim? Ți-am zis, eu sunt deschis la noutăți. Nu și crezi că e nevoie de dulce? Sub ce formă? Orice formă. Păi dacă pentru corp sau corpul îl identifică ca nutrient nutritiv, că de e nutrient nutritiv, până la urmă și orezul integral în corp este, na, sub formă de carbohidrați glucoză. Ah. Deci la să te referi. Da, eu pentru mine, eu nu mănânc pentru gust. Mănânc pentru nutrienți. Îmi pare rău. Noi mâncăm pentru gust. Nu e aici, în România. Nu, știu nu ai e băzut. așa, nu e așa. Noi poftim. Noi mâncăm dietă de pădurar. În momentul... măliguță mă cu brânză, mă băsă. În momentul când ajungi să ai echilibru alimentar și, te, și identifici starea de bine, că nu ai pofte, nu ai nimic, Aia o vei căuta și pe viitor, dar până mm -hmm. n atingi odată, acel echilibru, nu ai de unde să știi. Și de asta prefer să identifici ceea ce știi că îți place. Mm -hmm. Eu așa funcționez și cred că... Mare lucru, uh, dar e o perioadă de tranziție în asta până când ajungi la o zonă în asta de echilibru în care zici, bă, parcă nu-mi e foame de mâncare, vreau să mănânc doar ca să mă hrănesc. Pentru că de cele mai multe ori, văd în perioadele alea în care eram mai sedentar, Poftea mai mult la mâncare atunci decât acum. De unde vine diferența asta? Eu cred că orice comportament nou are niște etape de tranziție. Spre exemplu, să luăm un om supraponderal, mă depărtez de tine, așa, exemplul tău. Am fost acolo, să știi. Supraponderal, obez, whatever. Am fost, avem, eram la obezitate acolo, la entry level. Dar nu vrea să facă nimic pentru asta. Eu am văzut oameni obezi care erau plini de viață zâmbeau, rădeau. Și dacă îi spuneam, vezi că cumva ar trebui să, mai să mă. Eu așa. El zice, da, voi să dar nu e, acum nu e pentru mine. Și asta se cheamă în psihologie precontemplare. Un stadiu care poți să stai și 50 de ani. Nimeni nu te deranjează. Nici măcar tu. După care vine stadiu de contemplare. Ce înseamnă asta? El e conștient că are o problemă cu greutatea, se gândește la posibile afecțiuni cardiovascular, articulații și așa, acolo e bine să intervină niște specialiști să-i ridice nivel de ornes și după care apare etapa asta de contemplare poate dura și a câțiva ani buni. Uh -huh. Și vine etapa de pregătire. Și zicea, ok, de săptămâna viitoare intru la dietă, ce am nevoie? Mă duc, în fac cumpărături, mi-au adida și îmi fac abonament la sală, pastilele la purtător, suplimente, odihnă, ceasuri, tot, se pregătește. Și vine acțiunea. În acțiune nu avem ce face. Pregătirea e na, o săptămână cât îți să te pregătești. Acțiunea înseamnă că el tinde către scopul lui și ultima etapă unde este și căuciul, cum se zice, este în menținere. Menținerea este cea mai grea etapă pentru om. În precontemplare nu îl interesează, în contemplare e aware, în pregătire și în acțiune trece la treabă, pentru el e ușor. Menținerea este cea mai grea parte. Și probabil majoritatea românilor sunt în menținere. De ce? Nici nu vrea să îngrașe, dar nici nu poate să ajungă în partea aia și din frica de nu a se îngrașa prea tare, ba mai tragi o dietă, ba mai revine la vechile obiceiuri, ba mai scade motivația, ba se mai da. ascunde după biscuite. Menține? ok. Poate ești în menținere acum în anumite comportamente și nu faci totul pentru a atinge un nou scop, ci doar te menții. Băi, nici nu pot să stau fără plăcerea mea, dar nici nu exagerez la ea. Și cumva ești într-o zonă de, e mult spus, confort. Te simți bine acolo, acum. Nu te simți bine. La ca, în interiorul tău nu ești mulțumit. Uite-te oglindă nu e bine. deci ce este? că ești în contemplare. Nu-ți place ce vezi, ai nevoie de informații. Pe cred că baleiem între contemplare și menținere. Uh. Ești în limbo. Tu ai, f tu ai fost vreodată obez? Asta e întrebarea mea. Mă cred că da. Ok, și ai slăbit, ai trecut prin procesul de acțiune, ai slăbit, ai ajuns într-o zonă unde erai mulțumit? Sunt un pic mai bine acum că mă uit, dar nu sunt încă mulțumit. Bun, dar ai trecut printr-un proces. Da. Și practic ceea ce ai câștigat nu vrei să pierzi. Da. Deci poți să zici că ești într-o etapă de menținere, dar pe anumite comportamente ești în contemplare. Că n-ai eliminat toate. Că fiecare okay. comportament în parte are etapele astea. Eu pot să mă apuc de sport, dar nu mă las de fumat. Deci am precontemplare, contemplare, menținere. Precontemplare, contemplare, pregătire, acțiune, menținere. Cinci stadii. Și psihologie simplă n-ai cum să scapi de ele. De comportamente? Da. Ba da, e vorba de repetitiv. Am vorbit la început. Se introduci ceva repetitiv dată să fii suficient de militaros. Ei, îți prioritizezi, îți propui să faci lucruri. Vorbeam și mai la început, consecvența. Okay. și dacă înțelegem că se întâmplă așa, uite, oamenii s-au uitat, au băgat la cap ce ai zis tu, sunt astea, pam, 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 știu, știu ce am de făcut. Că trebuie să trec de săptămânele. Cum fac să trec dintr-una în alta? Din etapă în etapă sau? Da, ca, la... ca să ajung la obiectiv. Nu înțeleg întrebarea clar. Adică, eu sunt în ce etapă sunt? cu un pic de bun simț, într-un moment de onestitate, de sinceritate, I'm looking to the guy in the mirror și zic, băi, facare, fii atent. Okay. Deci nu e în regulă, hai să facem ceva. Da. Ne apucăm. Ok. Vine ziua aia și da. exact cum ai zis tu, m-am pregătit o săptămână, dar astăzi mă doare undeva. Sau mi-am programat altceva. Și ratez momentul aproape inconștient. Deși e clar premeditat pre rateul ăla Înseamnă că nu ești pregătit. Total. Îți lipsesc componente. Atât emoțional cât și fizic. Adică nu ești hotărât în de ajuns. Încă nu ai ajuns la arde. Deși tu ești sincer în oglindă, dar nu arde. Noi suntem predispuși când arde să facem ceva. Deci trebuie să ardă? Păi la fel cum suntem predispuși să renunțăm la antibiotic. În loc de șapte luăm 5 că nu mai simt nimic. Nu mai arde. Este Tendința omului și nu doar, nu vorbim de români, a oamenilor în general. Uh -huh. Dacă mă doare coloana, mă duc să-mi pună niște curenți și, imediat ce a scăzut inflamația și nu mă mai doare, nu mă mai duc. Dar ăla este momentul în care nu mai doare să treci la următoarea etapă. La fel și aici. Nu te doare îndeajuns de tare. Nu te doare îndeajuns de tare să faci schimbare. Pentru că cei mai mulți care fac schimbare o fac după un eveniment medical? Da, după un șoc, după un șoc emoțional, după. O perioadă în care s-au saturat după un eveniment medical, după o veste, nu se mai poate. Sunt studii pe părinți care, dacă au un copil cu diabet în casă, scot toate dulciurile și ai mai mici din spate, le scade dramatic incidența problemelor de sănătate pe parcursul vieții pentru că au trăit fără dulciuri în copilărie. Da. da. Deci, un, dacă unul din copii a făcut diabet, pentru ceilalți cerească. e Da. Da, da, săracul copil. Bine, acum diabetul nu este o problemă. Ai noștri au ridicat-o ca fiind o boală gravă. Dar dacă ai medicina diabetologă, să-i spun așa, este doar îndreptată către echilibru nutrițional. 40% carbohidrați. Acum da. Sunt... Dar la noi te bagă e mai repede pe pasiile astea. Acum. E boală progresivă, domnule, nu se scapă de diabet. De diabet nu se scapă. Hai, sunt două variante. Ai da. diabetul... Care nu scap de el, și ai diabetul care poate fi reversibil, parcă 2 și 1. Uh -huh. Acum. Oală în care nu mai e insulină, inasol. Da, dar e, mulți ani în România au fugit de insulină. Când tu trebuie să-ți injectezi insulină. Pentru că insulina este un fel de tir care transportă zahăr în corp de la. Da. Și atunci noi avem nevoie de insulină în corp. Practic, dacă. Nu ne mai... echilibrăm la loc. Da. Și după care poți să-ți iarăși din regim. Dar regimul, până la urmă, ce înseamnă? Am mâncat sănătos. N-am făcut o viață și o fac datorită unui factor medical. Da. Eu sunt de acord că uh, orice condiție medicală, mai ales în timpurile noastre, uh, bine, sunt de acord. Avem soluții. Iar și vorba de behavior. Treci la acțiune, fă, dar nu trebuie să aștept în general. De asta și se vorbește mult de prevenție. Și la nivel european... Nu știu ce. În politică da, da, nu mă asta te întreb. Încă o dată, cum faci în schimbarea? Pentru că de ce te-am întrebat lucrul ăsta? L-am avut aici pe proful Borțon, care zice că schimbarea, un om nu se răzgândește, nu-și schimbă părerile despre niciun fel de subiect, da. dacă este relativ convins de el, Oricum, ne tribalizăm, ne, ne, ne punem repede în tranșee pe ideile noastre, chiar dacă știm că s-ar putea să fie altă variantă, nu contează. Noi ne-am asumat că suntem într-o anumită paradigmă. Da. De deci, ce mai multe oameni se răzgândește doar pe ce și-au un pumn în frunte? Ei, așa este, exact ce am vorbit. De cele mai multe ori, nou ne trebuie un șoc ceva să... Cu fac să nu trească să-mi iau rău pe sănătate înainte să schimb ceva. noi vorbim de prevenție. Păi da, dar prevenția sună bine, dar e me. e, am prevenit doar când a venit COVID-ul și toate corporațiile răsturnau bani în toate centrele. De... mi se părea că sunt cel mai cunoscut. Și aveam cereri pe e-mail, câte două, trei cereri de pachete pe zi timp de două lunele în pandemie. Și toată lumea era pe prevenție. Cum s-a terminat? Cum ne-am întors la vechile obiceiuri? Mă duc doar dacă mă doare spatele și dacă mi s-a dat un diagnostic medical. Cum facem să eliminăm astea? Ține de fiecare pătrățel în parte. Fiecare în pătratul lui își propune stilul de viață pe care și îl dorește. Democrația. Nu mai suntem aliniați. Fiecare își dorește ce vrea. Eu, ceva de genul. Eu mai am o teorie. Și acum Hai să ne să, 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 să fiu contrazis. Hai să vedem, dar nu știu dacă te contrazic, dar... Dar m-aș bucura, că eu am mai zis prostii. <coughs> A, nu. Uh, și știi că, de obicei, cei mai răi sunt ăia care sunt ei greși. Și am fost. Adică, uh. și acum, știi, chile în plus. Acum, cei ce mai răi? Cu ei, înșiși. Ah, și -și. ok. Da, pe autocritică, dar și peste celălalt. Și, să ai puțin, mai vin și ei aroganți. Ce mai am slăbit, vă spun eu cum se face cu părerologii noștri, exact. fiecare cu barca lui. Deci da. plecăm de pe, de pe teren minat, da? Eu spun Bun. și tu mă contrazici. Bun. Eu cred da. că oamenii ăștia sunt folosiți de uh, industria fast-food, de industria farma și au intrat în barca asta mai nou și producătorii de echipament sportiv. De ce spun? Pentru că, tocmai ce am fost uh, recent uh, într-o țară de peste ocean și am intrat în niște magazine de sport, ai văzut și tu manichinele alea? Băi, nen, la intrare? Da. Cum poate? Deci manechinul ăla stă într-o poziție în care un om cu 120 de kg nu poate să stea. Și am întrebat. Am întrebat niște prieteni care trebuie pe acolo și zic, bă, zi, care e faza? Zice, poate să fii mai tolerant. Și mai mă, hai să vorbim pe bune. Eu sunt tolerant, înțeleg. care e faza cu articole sportive puse în fața acolo și a arătat chestia? Zice, trebuie să le dai o șansă și acestor oameni. Total de acord. Dar tu chiar crezi că oamenii ăia dacă îi promovești și le spui că este sănătos, că am văzut chestia asta pe coperțile unor reviste. This is healthy. Am văzut și eu asta. Îi ajuți așa? Eu sunt... Acum nu pot să te Și concluzia discuției, n-am tras-o eu, așa. nu dau nume, zice... Eu ce vrei să zic? Îi folosesc. Se folosesc de ei. Bine, sunt cele două laturi. Una este partea comercială unde au nevoie să atragă atenția, reclamă și așa mai departe și se folosesc de ei. Cealaltă parte, da, din punct de vedere etic, nu este ceea ce fac ei acolo. Dar nevoia financiară ne-a împins și să folosim chestiile astea. Nu știu, eu nu o să folosesc niciodată un om supraponderal să-l dau ca care... în bine, dar nu e ok să dăm exemple și nici prin manechine. Nu mi se pare ok să ne folosim de asta sub nicio formă. Dar cu toate astea, paranteză, da? mă înțeleg că trebuie să faci cumva să le dai acestor oameni o șansă de a se simți incluși. Pentru că dacă îi împingi la margine, într-adevăr îi discriminezi. Și cred că te să le oferim cumva tuturor, inclusiv eu mie am simțit că trebuie să-mi ofer o, o, cale de întoarcere de la 98 de kg la un moment dat. Păi da, da, tu ți-ai oferit-o. Nu te-a discriminat nimeni. Ba da. Oh. Păi da, de ce? Știi ce m-a convins pe mine? Ia spune. În jurăturile de la comentarii. Ce în jurături? jurăturile sunt copilării. Ce mi-am citit eu de sub... Băi, arăți ca un... Mai fă ceva, tu te-ai uitat în oglindă. Puncte, 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 multe puncte. Și după care am zis, bă, trebuie să fac ceva că cam mult hate acolo. Acum nu, nu, nu doresc nimănui, pentru că uh, cei mai mulți oameni nu reacționează bine la fight or flight. Adică eu m-am simțit la un moment dat împins într-un colț și m-am întors de acolo să zicem că suntem afectați de ce în jur, sau ce se întâmplă în jur, eu nu prea rezonez. Eu nu cred că... Păi, dar se... tu nu ești gras. Nu, și numai cu gras. Și dacă mai înjura așa pe stradă sau în trafic așa. Sau asta, eu nu prea cred în chestiile astea emoționale. Ce înseamnă asta? -ai o, ai o treabă, te duci în treaba ta, lasă-l pe ăla să te înjure, lasă-l pe ăla că ce vrea, sunt sigur că la asta pe canapea și plictisit. Eu așa văd lucrurile. Tu n-ai probleme de genul ăsta. uite în oglindă, tu ești ok. Mai și bărbat pe deasupra? S e și înalt? Arăți bine? Sunt... Uh, na, am trecut și eu prin problemele mele interioare. Ai, ai fost și tu discriminat? Am uh, aș într-o direcție, dar nu știu dacă e tipologia de podcast. Că cu toții venim pe un teren de familie și așa mai departe. Păi na, părinții mei mă creșteau cu nu ești în stare de nimic. Nu te cred. Ba da! Suntem trei copii. Unul în America, nu l-am văzut pe fratele meu de 30, nu, de 22, 23 de ani, nu l-am văzut. O soră în Japonia, n-am văzut o de 12, 13 ani. Și ei erau mai mari, sunt mai mari, nu erau. Și cumva când a plecat în America, ca așa erau timpurile, fratele tău face ceva, ia uite-te la el. Sora ta face ceva, ia uite-te la ea, tu nu ești în stare de nimic. Eram la nu neapărat renegat, atât știau ei. Și nu știu, în mine s-a întors lumea altfel. Eu am zis, Bă, dacă tu crezi că atâta put asta e treaba ta. Răzvrătitul familiei între ghilimele, neapărat că am ajuns mai bine, dar clar, pe carieră, da. Dar nu e comparație. Ei, și eu am venit pe un teren deficitar și problematic, care mi-a afectat pornirea. Că na, te gândeai ca un creier tânăr la 23, 24 de ani, 22, mai oare are dreptate, oare ce să alege de mine, oare încotro mă duc, dar nu am stat până acolo. Am ajuns în București și am dat de niște. Primul meu salariu a fost 6 milioane. Care, în momentul ăla, salariul soției mele, nu mai. Primul salariu. Primul salariu în București. În 2007, în București. Ah. Deci eram nimic. Soția mea avea atunci 8.000 de lei. Eu aveam 600 de lei trebuia să mă simt că nu sunt în stare, am pornit la drum și am croit drumul. Dar, într-adevăr, a fost o perioadă lungă de timp, vreo șapte ani, în care am vorbit odată la două luni cu ai mei. Era procesul meu de a-mi regla relația și a nu-i lăsa să intervină, că eu reușeam, făceam lucruri și îmi plăcea, evoluam și nu vreau lucruri din spate să vină. Și bineînțeles, toată acest trend cu dragostea între copil și părinte m-a dus și eu până pe am trecut și am zis că o iubesc pentru prima oară în viață pe mama și am trecut și peste asta. Și ea a speriat. Că atâta știe ea ca și reacție emoțională, deși ea este un munte de emoții. Dar nu. Deci cumva, eu zic că fiecare împătrățel lui ia decizia la timpul când arde. Ei, la mine arde atunci să pun un stop și să nu mai ascult. Și de asta în procesul meu de evoluție, când postam, că eu am început să postez prin 2011, când toată lumea dea de mine și prin sel, colegi și așa mai departe, în online comentatori, aveam pornirea asta să reacționez, dar n-am reacționat niciodată. Dar niciodată nu am reacționat. Niciodată, până când Ba chiar nu în jurături, vorbesc de momentele când crești un pic și apare cineva care zice, iată mă, încă unul. N-am reacționat și asta, nu neapărat am ascuns undeva, m-am educat. <laughs> Și eu cred că fiecare în călătoria noastră avem lecții. Ajungi să fii supraponderal, ne întoarcem la temă. Lecția mea care este? Am ajuns pentru că am renunțat la mine. La avea grijă. Am renunțat la mine. M-am lăsat dus de val. Ok, întoarce-te la tine. Cine era înainte? Eram motivat, perseverent, consecvent. Eram și mai tânăr. Ok. Și încep cu primul pas. Dacă am nevoie de ajutor, cer ajutorul. Nu dacă am nevoie de ajutor, citesc în online și îmi creez ajutorul. Asta este autodidactică, dar dacă uh -huh. tu ai ajuns să fii ușor supraponderal, nu știu cât de bine mai ai autodidactica la momentul ăla. Tu poate o ai undeva, dar la momentul ăla ai pierdut-o un pic și trebuie iarăși ori te întorci la tine și accepti că te-ai îngreșat în 6 ani, în șase ani slăbești, autodidactică. What? Păi da, dacă tu în 10 ani n-ai făcut nimic, dă-ți un șase ani, zece ani, dar tu poate reușești mai devreme. E un pic mai... Și trec ani și devine din ce în ce mai greu. Mă uit la, la Radu, la colegul meu, băi, ăsta când se apucă, imediat se topește. Dă foarte repede. A, e vorba de tipologie, vorbim despre ectomorf, mezomorf, endomorf. Dă foarte repede de persoane ăștia care dau imediat. Da, da, sunt ectomorfi, Vă invidieți, subțiri deci, aș, vrea, aș vrea să vă înjur. <laughs> De, a... Voi de ce puteți? Dar dacă pentru el a da ușor jos, e una, dar ca să pună masă musculară este foarte greu pentru el. Uh -huh. Mai greu prin comparație cu un endomorf, care endomorful okay. se îngrașă repede, slăbește greu, dar masă musculară imediat pune. Da, am văzut și din aștia. Am avut și din aștia. Deci stai în contemplare suficient de multă vreme. Până când îți dai seama că poți să pui foarte greu înapoi. Asta e. În... Că poți să pui masă sau poți să slăbești, sau orice devine mult mai greu, pentru că pe măsură ce trece timpul, devine din ce în ce mai greu să faci chestiile astea. Păi se știe că procesul de sarcopenie sau de pierdere de fibre masă musculară sau îmbătrânire vine cu pierderea masei musculare. Practic, a face ceva, noi putem face până la 100. A accepta ce putem face, e altă discuție. E adevărat că ne naștem cu toți mușchii pe care o să avem vreodată? E o întrebare care mă... Cum adică mă nasc cu toți mușchii? Adică, practic, eu bagajul meu genetic ăsta este limitat, nu pot să fac decât să îi pompez până la un nivel. Păi nu, în procesul nostru de creștere, și mă refer de înălțare, de perioada de creștere până la 20-22 de ani, 18 în unele cazuri, în funcție de individ, noi punem și masa musculară acolo. În oprirea... Dar o creăm? creăm musculatură nouă? Dacă faci sport, da, poți să ai o masă musculară mai densă, da, în procesul ăla. Uh -huh. După oprirea totală a procesului de creștere, chiar și cu autonomia lui de încă câțiva ani, nu există studiu prin care să ne zică cum crește masa musculară în densitate, adică număr de fibre. Nu există studiu până la ora actuală. Dacă a ieșit vreo unul în ultimul an, nu știu, dar nu există. În schimb, există studii cum volumizăm ceea ce avem. Despre asta e vorba. Da. Deci volumizăm. Volumizare, atât. Și prin volum, da, creștem număr de mitocondrii, energie mai multă, arderi mai mari, deci totul se întâmplă. Dar n -n densitate, hiperplazie, așa se cheamă, nu hipertrofie, hipertrofie volum, hiperplazie, densitate musculară, după terminarea procesului de creștere, cel puțin la anul trecut când am mai făcut research, nu exista un studiu să spună cum se întâmplă asta sau dacă se întâmplă. Mă e frustrant, pentru că mai nou trăim vieți din ce în ce mai lungi. Da. Și am vrea să arătăm ca tine până la 80, 90, 100. Ține de noi. Dar nu o să arăți așa, dar da, poți să îți menții toate funcțiile mai accelerate în funcție de vârstă, că na, odată cu 40 avem niște funcții maximale, te apropii de ele, la 50 sunt altele, mai coborâte, cum ar fi forță mai mică, putere mai mică și așa mai departe, prin comparație. Dar poți să ai o formă fizică, un metabolism accelerat și așa mai departe și la 80 de ani. Eu am văzut un japonez de 70 și... și când intra în sală, făcea un pic de încălzire și a început să se încălzească și dădea niște măușii uh -huh. la o poartă de handbal, de alea ancorate în perete. Uh -huh. Când dădea în poarta aia din perete, se mișcau pereții de beton. Vibrau. La 70 și moșu. Probabil făcea de mic asta. Lanțul kinetic pe care îl folosește el pentru acea lovitură, și aici mă refer la coordonarea dintre picior, perete abdominal, mișcare adevărat. Asta e un lanț kinetic. Folosea mai mulți mușchi colaborativi pentru a crea acea lovitură, încă era eficient. Acum, nu știu, cred că la 30 de ani, dacă îl întâlneam, dădeam un picior de rupea 3. Păi juniorul care a venit, antrenorul secund, cum ar veni, era mult mai tânăr și ne-am antrenat și noi cu el. Eu n-am reușit să dau decât una și făcea așa, că ziceai că, că dădea așa, cumva, nu știu, așa făcea. Și când mi-a făcut așa o dată, în copilărie când făceam, am simțit că mi se rupe mâna. Efectiv, n-am simțit niciodată o durere atât de puternică în os, nu în mușchi. Și la luat pe cel mai puternic dintre noi, eu nu eram ăla, era un băiat forță. Deci ne știam că e cel mai bun dintre noi. Și i-a făcut și așa de vreo două ori și a zis după două ori că nu mai poate. Și nu l-am văzut niciodată plângându-se de durere. Deci sunt niște oameni care reușesc la diferite vârste, dar cu un anumit tip de antrenament să obțină niște performanțe fizice șocante. Eu urmăresc, pe exemplu, pe social media, nu știu dacă știi, ăștia, Masters of Martial Arts. No, One no. Punch Man, chestii din astea. Mă, ah, okay. mi, mi se par geniale, deci nu știu știți, sunt în aia care arată cum fac chestia asta așa, știi, cu degetele și spargă A, cărămida. Vorba de energia aia care o propagă prin degete. Da. da, da, ei toată copilăria lor au spart cărămizi cu cele două degete. Păi, este puțin. Deci este, este incredibil ce poate să facă Deci pune cărămidă aici și o altă cărămidă în spatele ei, așa, da? da? Și asta de, nu, ste, nu este fixată nimic, este doar rezemată. Și el vine de aici și face așa. sau face doar A. atât. Și o sparge. E ceva acolo, nu mă pricep la mar arte marțiale, dar cu siguranță e prin antrenament. Noi nu am descoperit foarte multe. Eu cred că dacă am putea descoperi câte se pot face. Eu cred că. Mă fascinează oamenii, aia și mă fascinează oamenii care își explorează anumite chestii fizice, își duc corpul la niște limite. Era și un film pe Netflix, parcă 100. 100, forță, 100, nu știu. E o miniserie de asta de vreo 10 episoade. 100, ok? Ceva de genul, min. Forța, 100, nu știu. 100 de sportivi undeva în Coreea, aia bună, okay. nu aia războinică, bună, nu știu cum să le numesc, aia e sud și nord. Mai de... din aia din nord nu știm așa multe, zic da, după Da, aia. Aia de sud. Uh, și au adunat sportivi din toate domeniile, și ruibi, și de scenă, și, ah, și uh, modele, bărbați sau femei, care doar defilau pe scenă, 100 și teste, exact cum a fost, nu știu, filmul ăla cu tot la japonez cu ai îmbrăcați în roșu, nu știu cum se cheamă, nici m-am uitat la el. De a lumea. Squid Game. Da. Cu tot coreeni, n-a fost japonez. Tot coreeni. Coreeni. În genul ăla, doar că aici nu mureau. Pur și simplu, prima probă începe, toți stau atârnați. Cât stai și din 5, rămân 50 și tot așa. Da. Și scade, scade. Și știu că la un moment dat le dau niște uh, teste și pe echipă, nu doar individuale. Și în testul ăla de echipă câștigă una din echipe care avea un lider mai bun în față, nu neapărat forțos, ci de organizare. Și știu că i au organizat pe ea, deși erau toți mai slăbuți, că și fete și băieți. Mai slăbuți decât echipa adversă, dar i-a organizat așa încât a rupt. Trebuia să tragă un vas de nu știu cât din punctul A în punctul B. I-au spart. Aia, Au niște da? jocuri geniale în Asia. Deci vreau să zic că jocul ăsta mie mi-a plăcut. Și învingător a fost cineva care uh, nu știu, în final era unul care făcea cățărări. Ce tare! Nici de cum unul care nu știu ce ridica sau Ruibistu care era puternic, nu? Da. Dar n-ar fi fain să avem și noi un concurs, -o, la o emisiune de concurs, cum era aia American Ninja sau cum era aia? Uh, Da, American Ninja, dar mie îmi plac alea from fit to fat to fit sau The Biggest Losers. De mult mă gândesc la o emisiune de genul ăsta că s-ar potrivi într-o țară acum, doar da. educativ mă refer, că până la urmă orice emisiune are în spate și ceva educație, da, din da. punctul meu de vedere. Chiar dacă e muzică, e vorba de pasiune, chiar așa și așa mai departe. Noi nu avem un, un show televizat de... Îl poți să-l faci tu pe internet, ce te oprește? Da, mai, dacă mai îmi dai niște timp... Și niște Eceționale. resurse de odihnă, cum ar veni. Aha. Da, Te mai odihnești un pic. Am, în ultimul <laughs> an a fost foarte greu. De multe puncte de vedere. Greu. Adică greu. Viața de antreprenor, diferită. Adaptarea mm. la noul ritm și nu mă refer aici la cheltuieli și așa mai departe. Cheltuielile le duci tot. Dar oamenii nu mai reușesc să-și să se întrețină în general. Mă refer și la cei din echipă și am trecut prin diferite situații. Băi, am nevoie de mai mult și așa mai departe. Și toată durata asta de un an vine cu adaptare și n-am na, mai avut timp, apropo de emisiune. A trebuit să fiu all in acolo, să înțeleg, să adaptez și să fim... Uh... E recesiune și la tine? Nu. N-aș putea zice recesiune. Ce care e problema? Problema este nu neapărat o problemă. O, o, o situație în care trebuie să te adaptezi mai rapid la ce s-a întâmplat în piață. Toate au explodat, dar salariile au fost mai lent. Asta, asta e definiția recesiunii. Inflație. Da. Inflație okay. mare, putere de cumpărare mică, oamenii nu mai fac față la cheltuieli și tai de colo, de colo, de colo. Noi nu am scăzut în număr de încasări sau servicii sau clienți și așa mai departe. Nu. Noi nu am simțit asta, dar au simțit în buzunar antrenorii. Băi, am nevoie de mai mult. Nu mai reușesc să fac ce făceam înainte. Și asta a fost o durată de un an, că sunt riscuri. Nu vrei să schimbi echipa, nu da bine și așa mai departe. Dar sunt multe chestii care s-au schimbat după pandemie și oricum problemele astea economice păreau amânate dinainte. Da. Și asta e adevărat. Aici de sunt de acord. Mergeam așa într-un într, într ritm care nu neapărat avea o evoluție constructivă. Da, vedem ce se întâmplă. Nu am... Aș mai întoarce un pic la pandemie. Haide. Am auzit recent pe uh, cineva care uh, spunea, un doctor, cum că anumite efecte secundare ale pandemiei au fost ținute sub uh, preș acum au început să iasă. Și vreau să te întreb, tu ce ai perceput? Ai, simt, ai avut vreun efect advers sau cum ai perceput tu trecerea prin boală? Că ai zis că ai făcut COVID? Am făcut COVID. Uh, am avut primele două nopți dureri foarte mare în zona rinichilor, plămânilor, în zona respectivă, coborau, mai ales că eu dacă am două hernii, una, unul din simptome era să-mi atace locul problematic identificat în corp, așa sunt în cazul meu, somatizare. Și după asta, revenirea mea a fost mai ușoară că eram antrenat. Adică nu, m-am băgat la antrenament când am ieșit din uh, carantină, m-am băgat la antrenament în prima zi și l-am dus la fel de bine. Și în afară de astea zilele astea mai grele, n-ai simțit nimic? Uh, post, poate... Nu știu dacă tu se a fost să o pui pe tema asta. Ba, cred că poți. Na, na, na. Cât a ținut Tusea? It's still there dimineața. Nu te cred. Da. După cât timp? Aici sunt doi ani. Tu încă mai ai Tusea dimineața după COVID? Da, prima oară când te trezești, ai o tuse. Eu nu aveam asta. Nu aveam. Și acum o am și mai apare și în somn câteodată și îmi dau seama că e ceva acolo care încă mai dăinuie nu e. Și ești un munte domn, de om, dar antrenat, sănătos? N-are nicio legătură. Când încep să fie atacate organele, poți să fii tank, cum se zice, nu. Corpul este la fel de puternic, la fel de fragil. Pe partea de inimă, de cardio, da. lucrând cu foarte mulți oameni, văzând și la tine, ai văzut efecte? Nu. La mine nu. Chiar am. Uh, și prin. de piept? Uh, da, uh, nu, centură am. De, uh, pe ceas. Ceasul, da, nu am. Uh, și chiar mi-am făcut uh, tot ce înseamnă EKG și toate alea la domnul doctor Busnatu, este prodecan la Carol Davila și care sper eu anul ăsta să-mi fie și uh, să mă ghideze la doctorat că vreau să fac pe cardio-fitness doctoratul. Eu iubesc cardio. Mie îmi plac antrenamentele cardio. Adică tot ce înseamnă circuite, jumping jack-uri, burpees, coreenele alea vechi. Eu iubesc partea asta, mă simt extraordinar de bine. Întâlnesc un, o nouă persoană la mijlocul antrenamentului, aici mă refer la mine. <laughs> la mine, ăla, am, am, am să zicem că ai un grafic și încep de la minutul 1 la minutul 30-32, urci, urci, urci treptat, dar de la 32-33 la 38, în 4-5 minute, întâlnesc un nou eu, un om care râde, plânge, uh, mulțumesc la toți că există, că este eliberarea aia reală. Nu ating tot timpul, o caut tot timpul în antrenament, dar nu ating tot timpul. Este un nou orizont mi se pare că pot face orice în viața asta. Mi se pare că abia când, când intru în orizontul ăla, mi se pare că abia e la început antrenamentul. Așa explodează totul, și energie și tot. De unde vine? Din uh, hormon. Mindset. Okay. Și hormon, se întâmplă ceva, dar cred că și mindset, ah. pentru că eu caut momentul ăla. Dacă nu l-aș fi găsit vreodată, nu l-aș fi căutat. Ah, okay. Și după care se închide momentul ăla, pe la 40-40 nu durează mai mult de 5-8 minute. Și dacă am urcat treptat aici, am explodat, deodată totul se duce în jos. Și știu că tot mai, din cauza minții se duce. Eu caut să prelungesc timpul ăla. Dar uh, din cauza cardio. Muscular nu e același. E același lucru cu ce spun alergătorii, că este acel runners high? Da. Da. Pentru că alergătorul, tot un uh, tip de cardiovascular este. De ce se întâmplă când alergă și au, au senzația de fericire? Uh, din câte înțeleg, unii plâng de fericire. Da. Am o, am o prietenă, spre exemplu, care îmi spune că ea în timpul alergării scoate niște sunete și a zis, zice, nici măcar nu mă mai bag în seamă oamenii care pe margine, și au impresia că nu știu ce se întâmplă cu mine. Mi-am pus căștiri și continu să alerg. Scoate niște sunete când alergă. Dar niște sunete care sună ca în timpul unui act sexual, ca să înțelegi. Eu cred că fiecare își găsește... Uh fericirea a momentului în uh, niște traume. Eu zic că eu mulțumesc pentru ce am, plâng de fericire pentru ce am, deci clar am o traumă că mi-era frică să nu am. Pentru că totul pleacă de la, exact cum am zis, nu ești în stare de nimic și pentru mine ceea ce făcuse ai mei o familie mi se părea poate la un moment dat în subconștient un orizont greu de atins. Și cumva ajung în momentul ăla de fericire și mie gândurile care îmi sunt. Vai de mine ce ai, ce -ai reușit, Florin, bravo, ai copii, fi fericit, plâng de fericire și chestii de astea, din traumă. Eu așa le, le definez, dar în același timp nu zic că trauma ca un cuvânt greu care mă pasă. Eu văd ca pe o lecție. Până la urmă, frustrările, nu și traumele ne structurează, nu? Da. Despre asta e vorba. Dar, M-aș mai întoarce un pic la asta cu antrenamentele, și cu cardio, și cu COVID. Uh -huh. Din clienții tăi care au avut COVID, ai văzut modificări de la rezistență, capacitatea de efort punctual post-COVID? Da, erau, dar condiția fizică o creșteam la loc. Ok. Da. Da. O aduceam. Deci la... se poate recupera? Da. Da, pentru că până la urmă, dacă organismul era sănătos înainte și a venit această uh -huh. situație și nu avea vreo predispoziție genetică, ceva, eu cred că. Sau cred. N-am avut situații în care să nu-și fi revenit la parametrii dinainte. Da, oh, da. Ok, deci se poate recupera. Da. Da. Și înainte omul avea un stil de viață. Nu. Sunt oameni care nu făceau nimic înainte și nu au fost afectați de un COVID, dar oameni care făceau multe la fel de bine și sport și așa și au fost afectați din ce mai citesc eu. Dar la mine, la clienți. După COVID veneam la treabă, o luam iarăși din nou, măsuram uh, niște nivele de condiție fizică și recuperam ce era de recuperat. Dar dincolo de condiția fizică, mental, te-a te schimbat ceva pe tine? S-a schimbat ceva în jur? După COVID? Uh, mental? Acum trebuie să separ. Dacă vorbesc de emoțional și așa, nu. Dacă vorbesc de contextul de business și ăla să mi afecteze... Eu am crescut în pandemie, în asta am crescut foarte mult, de la un etaj la trei etaje la business. Adică, probabil acolo s-a ascuns impactul social de problemă. dar ca și COVID mental nu m-a afectat cu nimic, okay. că l-am făcut de trei ori. Cum? Țac, țac, țac. L-am făcut odată prima oară când toată lumea fugea de el, a doua oară l-am prins în colectiv, că n-a stau toată ziua, și a treia oară nici nu l-am mai băgat în seamă. M-am dus, m-am odihnit și mi-am revenit. Deci n-ai apucat să te mai vaccinezi, că l-ai făcut natural? Nu, l-am vaccinat. A, și vaccinat. Dar am ales varianta simplă. Care? A... Johnson? Da. Și acolo cu greu, că trebuia să plec în Germania, că noi ofeream servicii de postură online la o firmă din Germania. Am ieșit și internațional în momentul ăla. Și a trebuit să facem să putem merge la partenerii noștri, că altfel nu făceam. Dar nu neapărat că am studiat de ce să nu fac. Nu merg în direcția aia. Era doar o influență de la fratele meu care este antivaccinist, convins. Și te-a convins? Nu. <laughs> nu dar... dar știi că mai nou, tot ce auzim despre vaccinuri, la AstraZeneca erau clar efecte adverse. De aia a fost scos, nu că n-avea efect uh -huh, uh -huh. împotriva COVID-ului. La Pfizer se pare că avea niște efecte adverse pe, cardi pe cardiologie, mm -hmm. pe inimă, uh, și la Moderna la fel, pentru că avea concentrație foarte mare. Ce văd în jurul meu, acum nu știu dacă e doar o părere, nu pot să zic că se întâmplă ceva în direcția asta, văd uh, foarte multe situații în cazul sexului feminin, fel și fel de... Chisturi și așa mai departe. Din senin, acum două luni nu avea nimic, și deodată 20 de chisturi la nivel de. Și se duce la medic și acum două luni aveam, acum de ce am? Și nu se poate explica. Chisturi, lipsă de fertilitate, menopauză. Asta cu menopauza și lipsă de fertilitate n-am auzit, dar printre cunoștințe la nivel de femei am văzut partea asta, zona sânilor. E o discuție care va trebui să începem să o avem uh, în societate despre și despre efectele astea adverse, pentru că. Să înfruntăm un pic și realitatea. Autorizarea asta de urgență, cu toții am crezut că ne va ajuta. Într-adevăr, probabil, cel mai probabil a redus numărul de spitalizări, că noi avem mie de paturi doar de terapie intensivă. Dar trebuie să o discutăm un pic și preventiv, vizavi de ce va urma, că oricând se poate întâmpla din nou. Da. Și dacă noi acum nu aducem în față, eu cred că pe viitor la fel de ușor vom adera la fel și fel de condiții. Eu nu zic să ne răzvrătim, ci doar să fim un pic mai informați. Păi stai puțin, că la sfârșitul anului o să avem o vaccină antigripal sezonier și sunt convins că va avea și spike protein. Și atunci ce facem? Mai facem vaccin vaccină antigripal de sezon? Eu nu am făcut niciodată. uite, l-am făcut ca să nu mai, să nu mai fac gripele alea de sezon. N-am, datorită stilului de viață, eu nu prea m-am lovit de multe probleme medicale. Nu. N-am avut de-a lungul vieții. Eu chiar mă gândesc acum la 40 de ani, gripele normale, dar care nu mă puneau la pat de nu mai puteam. Câte ține pe tine răceală? Șapte zile cu sau fără, dar intensitatea ei e normală, mă pot Iau... Pentru mine, problema sau disconfortul este nasul. Și dacă iau clasicul inhibator de secreții, nu mă deranjează starea. Pentru că nu, nu, vine agresivă. Corpul meu o percepe ca na, e, bă, ești răcit sau ai gripă sau așa. Trebuie să aderi. Uh -huh. Trebuie să protejezi pe cei din jur. Ei, asta e un lucru bun pe care l-am luat pandemic. Punem măscuța dacă suntem răciți De și spălăm hai să... mai des pe mâini? Da, și hai să protejăm pe cei din jur. Dar asta mi se pare super tare. Să rămânem cu ea toți ca responsabilitate. Da. Băi, dacă ești răci, pune-mă o măscuță că nu e nicio problemă. Nu ești ciudat. Nu mai reprezinți o ciudățenie, zicem, înainte de pandemie. Da, să te dai cu bicla pe câmp, cu masca pe bot. E cam... Uf, da, e. atunci... Da, adevărul e că au fost convingători. Da. Bine. Florin, îți mulțumesc că ai venit. Eu aș nu mai fi avut așa. multe întrebări, dar cred că e loc de o cove o întâlnire. Mie da, mi-a plăcut foarte drag. tare. Îmi foarte tare cum vorbești, Dar putem ad ad adera și la alte teme mai interesante. Asta cu sportul e bună, e preventivă, recomand la toți, stil de viață sănătos, dar în, în esență aș face, uite, spre exemplu, da, yes. da, costă. fac un promo pentru următoarea. Aș pune aici o tablă în spate Așa. și aș explica cum să se antreneze lumea. Păi e prea ușor după aia, că dacă le arăți, o să zic că gata, am învățat, nu mai trebuie să mai fac. Dar nu mă deranjează, că după aia pentru personalizare... Dar ea este informația peste tot. Da. Doar că nu Facem e. un episod special pentru membrii, te baci? Da. Vezi că este în zona plătită, o să fie da. doar cei care plătesc aici. Total Și de acord. Ne oferi chestia asta? Da. Bate palma. Da. Cu toată facere. Cu drag. Bine. Să vedem, îți dăm la schimb, îți dăm un, ceva, un cupon de reducere de pe gp.ro, <ră> îți dăm, un, îți dăm f -s, f -s, f -s, nu știu, <ră> <îți> să dăm <ră> un contract, ne vinzi ceva. Că vedem. Bine, dacă <ră> vă doriți să, cum, să vedeți cum se face un antrenament, Poate facem în, secți în secțiunea de membri ceva de felul ăsta cu Florin. Vreau să-i mulțumesc că a venit totuși pentru prima discuție. N-am vrut să scot toate secretele lui. Dacă vreți să aflați mai multe, există un site se numește florincujba.ro. Da, da. Unde are el o metodă cu 11 săptămâni? Da, dar i-aș recomanda să intre doar pe Instagram. Aia de pe site, dacă sunteți hotărâți cu drag, dar eu aș oferi-o gratis, nu mai dau niciodată la cumpărat. Așa că, dacă o cere cineva, ofer gratis. Mai ales comunității tale fără nicio problemă. Fă o, și un câtă generozitate. Un cupon. Dar parcă parcă e antreprenor de unde atâta generozitate? Trebuie să de, 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 ai o nevoie de o sursă de venit. Uh, am o problemă cu educația. Consider uh. că educația ar trebui să fie gratuită și de calitate. Asta este un subiect personal. Da. Uh, dar gratuită și de calitate, dacă putem să facem asta în România, unde, na, probabil și în alte țări lipsește, Chiar asta este, unul, asta este unul din proiectele următoare, să fac uh, un pic de educație în următorii trei ani, doar prin prezența mea gratuită în anumite puncte. Se lucrează la asta. Mare lucru. Știi că e interesant. Am stat de vorbă cu istoric, uh, sociolog, jurnalist și mulți alți oameni aici. Concluzia, după ce vorbim despre starea societății, la final știi care nu? Educație. Că avem nevoie de mai multă educație. Da. Apreciem dacă ați luat ceva folositor de aici, încercați să vă educați pe cât posibil, nu vă învinovățiți prea tare, că e ușor să facem chestia asta. Da. Uh, și încă o dată mulțumim lui, lui Florin, da, într-adevăr, pe Instagram îmi plac postările ale tale cu ideile alea. Vă las pe voi să descoperiți. Uh, da. cum, cum te găsesc cu oamenii pe Insta, ca să știi. Florin Cujbă. Florin Cujbă, Legat. Da. Da, și dezlegat, dacă îl vede pe coperta, mențial. Așa, așa. Îl vedeți pe Florin de pe copertă, cu pătrățelele. Uh... De atunci. De atunci. <laughs> Dar le mai ai, nu? Da, da, da. Bine, oricum, până la concediu, două săptămâni, am stabilit. Da. Mulțumesc frumos. Și o să ne vedem așadar, o să dăm uh, în avans pentru membrii și cum se face un antrenament. Mai povestim însă despre stil de viață și despre uh, cum facem să trăim vieți mai lungi și mai sănătoase pe picioarele noastre și în alte ocazii. O facem constant, mai facem și altă atâta. Ca de obicei, la final te să vă încurajez să aruncați un ochi și pe Gadget Boutique, adică GB.ro, magazinul nostru, de pe care vă puteți cumpăra dacă vă trebuie gadgeturi și tot felul de accesorii pe care noi le selectăm, le testăm și abia după aceea le vindem. Pe multe dintre ele, eu chiar le folosesc, sunt din experiența mea de utilizare. De aceea te încurajez să arunci un ochi acolo tot ce găsești pe site este testat încă o dată și recomandată de noi. Știai că seed phrase-ul tău nu este în siguranță pe hârtie? Indiferent cât de bine l-ai pus tu. Seed phrase-ul sau fraza mnemonică trebuie stocată în siguranță pe un suport fizic ce nu poate fi distrus de apă sau foc în niciun caz pe mail sau în notițele telefonului. CryptoDots este o placă din oțel inoxidabil pe care marchezi permanent și criptat cuvintele folosite la inițierea unui portofel cripto. Nu are USB, nu are electronică, este imposibil de accesat la distanță. Chiar și cele 12 sau 24 de cuvinte sunt criptate cu un algoritm știut doar de tine și chiar dacă îl vede cineva, nu va putea descifra fraza ta mnemonică salvată pe acesta. Îl găsești acum pe Boutique, magazinul nostru cu cele mai bune gadgeturi. Alege să cumperi de la noi, de pe gb.ro, doar gadgeturi, alese și testate. Și cam atât pentru astăzi. Până la viitoare, însă să vă fie numai bine.